Înainte de a trece la ordinea de zi, propun să votăm procesul verbal din data a ședinței extraordinare din data de 17.10.2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da, m-ați invitat domnul primar, că am ajuns din Oradea și sunt la dispoziția. Sunteți invitat la ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Alești, care va avea loc în data de 26.10.2017, orele 17, în sala mare de ședințe a primăriei, conform dispoziției primarului, orașul Alești, numărul 466 din 20.10.2017. Ședința va avea următoarea ordine de zi. Și avem pe ordinea de zi 13 puncte. Dacă sunt și alte contextări sau... Dacă nu, atunci propun să supunem la vot ordinea de zi în forma pe care am primit-o. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! O să, înainte de a începe... Sunt cei doi invitați la domnul director de la Sfântului, să cerut niște situații în ședința anterioară și la doamna directoare în comisii niște... clarificări, o să le dăm lor cuvântul și noi continuăm după aia. Ca să nu-i ținem pe dânșii. Domnul director. O lăsăm pe doamna. Doamna directoare. Domnul Vancea a avut niște, în comisii, niște întrebări. Să răspundem la aia, să nu ne lungim. Mai întâi, aș vrea să vă prezint următorul aspect vis-a-vis de bugetul unității noastre școlare. Eu am preluat mandatul în 2017, la 1 septembrie. La preluarea mandatului am cerut un audit financiar. La preluarea mandatului am constatat că nu exista aprovizionată unitatea școlară cu masă lemnoasă suficientă pentru a funcționa pentru tot anul școlar 2017-2018. Nu existau bani în buget. E normal să facem solicitare către primărie, conform legii educației, primăria este proprietara acestei unități școlare și conform legii educației trebuie să ne asigure buna funcționare a unității școlare. Din punct de vedere financiar, o unitate școlară funcționează în felul următor. Are venituri, bugetul format din veniturile pe care le preia venituri extrabugetare, dar mai are bugetul realizat din două fundamentale. Unu, bugetul de venituri extrabugetare, care de obicei îl obține din fondul extrașcolare, iar al doilea venit, care este realizat din veniturile care ni se dau, bugetul care ni se dă la Ministerul Educației. Adică, noi facem finanțarea per elev. Da? Această finanțare per elev este realizată din bunuri și servicii și salarii. Salariile sunt obținute de la Ministerul Educației, la fel și bunurile și serviciile. Din acest buget de bunuri și servicii, noi am plătit facturi până la ora actuală la toate clădirile care sunt conexe unității noastre școlare. Adică am plătit curent, am plătit apă la toate clădirile care sunt în incinta unității noastre școlare. Deci din finanțarea noastră, care sunt aceste clădiri? Apă. De exemplu, plătim la clădirea de la școala generală, din veniturile noastre. Eu, dacă n-aș plăti la alte clădiri care sunt proprietatea primăriei, normal că aș avea bani la bunuri și servicii și mi-aș putea plăti de acolo și mi-aș putea gospodări. Dar am făcut adresă către primărie ca toate acele clădiri care sunt în incinta noastră să fie debranșate de la apă și să nu mai fie pe contoarele noastre. Nici la apă, nici la curent. Când să în, la preluarea mandatului în septembrie. Doamna directoare, să
facturi, că am făcut facturi și vi s-o plătit. Da, da, nu, nu este legal. Deci trebuie să încercăm să facem în așa fel... S-a perpetuat această stare, de fapt, timp de 25 de ani. Eu am vorbit și cu domnul director Motoca, am vorbit cu domnul director de la Salubri, am mers, am constatat, nici nu știu unde e rețeaua de apă împrejurul ăsta, e ca să putem separa acel cot. Și cum să... O să facem. O să, nu știu, o să săpăm tot terenul de sport. Vă spune domnul director, da. Deci, am fost personal. Găsim conducta în interior și găsim aproximativ în exterior unde este, săpăm, facem un cămin, punem un contor pe el. Dar ce rețele administrează Salubri dacă nu știm cum este rețele? Asta este în interiorul unui... În interiorul curții școlii. Curtea școlară. Așa, asta școlii cândva toate alea au fost căminele locinului, după aia au fost internate, ce știu ce-au fost și sunt alimentate, care cum, ce știu cum s-o trează. Aici dumneavoastră aveți dreptate. Dumneavoastră în calitate de reprezentant al cantinei, pe care tot la noi este conectată. Deci noi am plătit factura pe luna. Domnul Motoc a găsit modalitatea de a separa câteva și ne apucăm de treabă. Numai 200 de milioane din bugetul școlii? Da, deci noi avem bugetul școlii din care noi până la ora actuală am plătit toate facturile. Atenție! Toți suntem cu bugetul pe zero. Deci noi nu avem nicio factură neachitată din nici într-un an. Cum sunt în alte unități când achită facturi din alți ani. Da, noi suntem la zi cu toate. Dar n-am avut noi nicio treabă cu asta. Trebuie să avut două, trei întrebări punctuale. Deci astea separările o să le facem, bineînțeles. Eu vreau să spun cum funcționează un buget. Nu, e bine să știm, dacă totul exista discuție, bine să știm. Poate găsim și țările. O să le găsim și țările. Eu zic să promitem un pic de prezența noastră, că eu am cerut-o din primăvară la directorul, indiferent care ar fi fost, nu mă refer la dumneavoastră, poate ne expuneți diverse probleme cu care se confruntă școala. Dumneavoastră trebuia să ne faceți o solicitare și noi vă informăm exact toate problemele care se confruntă școala. O școală trebuie să funcționeze foarte bine, în primul rând să asigure starea de bine a elevului și a cadrului didactic, adică trebuie să aibă în primul rând toate instalațiile la zi funcționale, încălzire, centrale electrică și termică, adică instalație electrică și termică, și bineînțeles rețeaua să funcționeze corect și partea administrativă a unității școlare. S-a făcut investiții, este adevărat că s-a făcut investiții foarte multe, dar aceste investiții ni s-au cuvenit. Și vă spun de ce ni s-au cuvenit. Pentru că noi tot ca unitate școlară am avut așa un buget de salarii care am avut excedent de 2 miliarde. Totdeauna am avut excedent de buget. Acel excedent de buget la salarii nu-l puteam noi să-l gestionăm și să-l folosim. Și discutând în comisii și discutând și cu la primărie, cu domnul primar, am considerat așa. Dacă ne luați 2 miliarde pentru salarii și le dați în altă parte, atunci este munca colegilor mei. Vă rog să-mi dați și mie niște bani la investiții ca să pot să fac și eu la mine la școală, la noi la școală, să creștem calitatea actului educațional. Să dotăm, să reparăm și să ne punem unitatea școlară la punct. Considerat că e corect sau nu? Dar drept pentru care aveți un proiect pe PNDV de 9 miliarde care a fost aprobat în ședința anterioară, când a fost grindina, s-a schimbat acoperișurile la toate școlile, la toate grădinițele, la toate grădinițele, o grămadă de bani. Pentru că a fost devastatoare acea grindină. Sunt de acord. Deci n-am lăsat niciodată unitățile de învățământ ca să moară. Dar să nu se facă afirmații că ne-am bălăcăit în bani. Nu știu deci, nu ne bălăcăim în bani. Mi s-au cuvenit acei bani la investiții. Repet, anul acesta nu am primit pe investiții niciun leu. Anul acesta suntem la reparații pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar consider că nu trebuie să fim tot timpul puși la colț pentru anumite chestiuni, să nu înțelegem de natură politică sau de altă natură. Elevul nu scrie pe fruntea lui nici pe SD, nici pe DL. Elevul este elev și trebuie să-i asigurăm. Dar nu știu ce politizați acum treaba asta? Eu nu politizez, dar din moment ce se tot atacă
colegiu, mi se pare că ceva este în regulă. Eu nu văd să vă fie atacat. Bun, asta e un aspect. Și o părere, bineînțeles. Cu cuvântul meu, dar chiar eu v-am dat tot sprijinul. Vrei să scriem un proiect european acum la liceu? Da, sunt pregătită. Am făcut pregătită, am început să lucrez cu Bogdan la aceste proiecte. Rămân stupefiat de ce vorbiți aici. Făcut mâna. Da, bun. E bine de știut, vă spun. Încă o dată, e bine de știut problemele școli. Dacă mai sunt sincer, eu aș fi chiar curios să le aflu. Poate veniți în vizită la noi să vă arăt școala, cum arată, cum funcționează. Sigur, cu mare drag sunt dispus să... Decât atâta, mi s-ar părea cel puțin normal, dacă nu chiar frumos, din partea ambelor instituții de învățământ din Alești, măcar o dată pe an, să-și prezinte un pic activitatea, cel puțin vis-a-vis de... cel puțin cea financiară, dacă nu și cea educațională. Am făcut-o în fiecare an, când am fost invitați. Am făcut un raport și am venit în fața Consiliului Local și am prezentat raportul de informare vis-a-vis de funcționarea unităților școlare. Eu îmi cer scuze, chiar nu am acuzat pe nimeni, dar eu l-am întrebat până acum, n-am văzut pe nimeni de la școală. De la nicio școală, deci nu. Deci eu vă spun că am preluat mandatul la 3 septembrie. Dacă îmi permiteți, de Consiliu, eram în Comisia de Învățământ, care septembrie invitam în general domnule directoare, veneau, aveau... Deci dacă suntem invitați, suntem solicitați să prezentăm rapoarte cu mare drag de fapt. Cred că dacă iar vis-a-vis de funcționarea instituției buget, din punct de vedere bugetar, absolut toată procedura de achiziție este online și este pe seamă. Deci chiar tot este transparent. Domnul Contabil ne poate explica cum funcționează. Eu am întrebat. Întrebare. Da, întâi domnul Bogdan. Totuși, vă întrebați, rămâneți cu datorii, cu ceva, dați plătit și sala de sport, curentul și cantina și celelalte. Cine a plătit diferența de bani atunci, dacă cum ați rămas? Nu am rămas cu datorii. Noi totdeauna am achitat facturile, iar acum am solicitat către primărie să ne suplimenteze bugetul cu suma necesară pentru achiziționarea masei lemnoase pe diferență de până la 800 de metri cub, pentru că noi avem la ora actuală 500 masă lemnoasă care nu ne ajunge pe un an școlar. Atunci am cerut bani pentru acest articol bugetar. Ca să rezum, discuția a pornit probabil de la cei 50.000 de ron, de acolo. Da, de aici, 50.000 de ron. Să lăsăm cu colegul, că nu te-am făcut. Eu pus colegul întrebarea la ședința cealaltă, de vă pun dreptate opusul. Dar eu acum, după ce spune doamna directoare niște lucruri, rămân surprins pe exact ce spunea domnul primar, de când mă știu eu tot așa au funcționat și școala generală și liceul, clădirile alea toate îngropate acolo, unde la rămane și asta. Și de-aia am crezut că acum cumva primăria mi-a dat bani suficient și au rămas cu datorii. Sigur, nu suntem cu datorii, dar eu repet, mi-am plătit cheltuielile din bugetul meu la clădiri care nu sunt în administrarea mea. Dar banii aia îi puteați folosi la altceva. Păi cum să nu-i folosesc să-mi repar, să-mi întrețin, la lemne, să fac reparare, achiziții de mobilier. Am atâtea de făcut. Să-mi pun videoproiectoare, să-mi dotez școala. Deci sunt foarte multe de făcut. Prima întrebare care vreau să vă pun. Da. Ce poziție sau ce... Da, ce poziție are primăria în cadrul instituțiilor de învățământ? Adică, ce obligație are primăria față de instituțiile de învățământ? Să asigure buna funcționare a unităților școlare, conform legii educației. Acea bună funcționare, să asigure lemnele sau masa lemnoasă sau fiecare unitate școlară cu ce se încălzește, bineînțeles, să asigure plata curentului și a tuturor serviciilor respective. Conform, repet, conform legii educației. Aceste clădiri aparțin, sunt proprietatea primăriei. Noi suntem administratori lor. Noi toți acești bani pe care îi obținem de la Ministerul Educației și de la Ministerul Finanțelor ne vin la finanțarea pe elevi. Noi, efectiv, suntem
autofinanțat. Ai 100 de lei, primești atâția bani. Ai mai puține lei, nu primești. Nu-ți ajung banii. Da, să înțeleg că nu ajung banii din finanțarea PRL. Păi nu ne ajung pentru că din acei bani eu am plătit alte servicii pentru clădiri care nu ne-aparțin. Vreau mai bine să pun o problemă. După cum ești în primăria de pădure, nu? Atunci cine frământeu, adică trebuie să ajung pentru primărie, bibliotecă, creșe, grădinițe, centru de bătrâni. Asta la fel de trebuie să facă cu nimeni de la alții. Nu a dat nimeni niciun lucru. Toate renele noastre distribuite separați unul sănătate. Bun. Prima dată vreau să vă întreb. Cine a făcut sau cine a compus și a redactat? Contabila șef. Ați citit-o? Bănuiesc că ați citit-o. Da. E cel puțin nesimțit compusă, cel puțin. Adică așa fel de adresare, eu cel puțin nu accept. Nu știu, colegii mei, dacă sunt mulțumit de adresarea din cererea care o face vis-a-vis de transportul de elevi. Eu vă rog frumos să-i spuneți că așa nu se vorbește în niciun caz. Așa. Nu trebuie să facem comparații între X și Y, și nu avem obligații clare, adică dacă eu am o sticlă de apă, nu e obligatoriu să aibă și colegul Ovidiu o sticlă de apă. Dacă suntem aceleași tipuri de instituții, da. Suntem și dacă beneficiem de aceeași lege, la fel trebuie să beneficiem de aceeași lege. Legea trebuie să fie aplicată și la Liceul Constantin Șerban și la fel trebuie să fie și la Alexandru Roman. Dacă este numai la un liceu, e o problemă. Adică UAT-ul, știu la ce vă referiți, UAT-ul Aleș are Pădurea Neagră, toate satele învecinate. Înseamnă că elevii mei, dacă sunt de la Colegiul Tehnic Alexandru Roman, nu beneficiază, pentru că până acum n-a beneficiat. Tocmai de asta am îndrăznit să facem această adresare. Dacă este nevoie, cum să nu? Prevede legea, așa prevede legea. Și atunci, până acum a funcționat legea și eu n-am beneficiat. Unitatea noastră școlară. Doamna directoare, n-ați înțeles nimic. Mergeau două microbuse, unul cu 5 elevi și unul cu 14. Și acum merge unul singur. Da, acum s-a rezolvat după ce am stat la discuție. Să stăm la discuție, dar ce contează că urcă de la ambele școli? Mi s-a părut o prostie să meargă două microbuse. Da, acum s-a rezolvat, dar vreau să vă spun că elevii de la Alexandru Roman s-au uitat pe carnetul de elevi și au fost dați jos din autobuz. Foarte rău. Pentru că și Pădurea Neagră, și pe alte rute de aici. Aveți undeva dreptate că dumneavoastră plăteau ceva abonament? Da, aveau abonamente. Și ăla de alt nu plăteau. Da, și acum e ok, nu? Acum e ok. Perfect. Acum e ok. Domnul se referă la acea adresă, dar am discutat o vreme. Nu trebuia să nu am fi. Este o afirmație nesimțită, din punctul meu de vedere. Formularea. Este o afirmație care ne așează pe aceeași lungime. Noi am vorbit, noi vă nu trebuie să pun acum că e discriminare, că nu a fost nicio discriminare, așa a fost. No, eu acum s-a rezolvat, repet, s-a rezolvat. Prin discuții s-a rezolvat. Ia, eu sper... Credeți-mă că am stat, nu știu, câte zile la masă, acum știți, până am găsit soluția optimă. Eu tocmai de asta am venit să lămuresc și punem economie de 36 de milioane pe lună. Ori 19 luni, 500 de milioane sau ori 9 luni, cât e școala, am făcut și o economie. Deci vom primi banii, vom da la facultate, foarte bine. Eu de asta am venit acum ca să lămuresc și cu lemnele de ce am nevoie. Au fost niște discuții, omul nu a fost lămurit. Încă mai am nelămurit și le lămuresc acum. Nimeni nici nu s-a pus problemă de PSD, de PNL. Nu se lămurește nimic acum dacă îmi permiteți totuși. Haideți că prelungim discuția cu fiecarea. Exact. Pentru că orașul Aleș, prin onor Consiliul Local, a acceptat să creeze două unități de învățământ tip liceu. Am spus și atunci, la momentul când s-a transformat asta, că aș prefera un liceu de elită și o școală generală de elită, avem două licee. Bun. Acum, dacă ai două licee, trebuie să ai înțelepciunea de a administra situația așa cum trebuie. Tot vis-a-vis de treaba asta, eu am spus că nu se pare normal ca o clădire
unei școli să fie în incinta celeilalte. Că iată, parcă am presimțit unde să ajunge. Așa e, când unii stau cu chirie la alții, deși toți să ai primărie, cum s-ar zice. Și atunci, ca să evităm alte discuții de genul ăsta pe viitor, este clar că este datoria Consiliului Local, mă rog, al primăriei, nu Consiliul Local aprobă, ceea ce îi se pune spre dezbatere, să separe activitățile financiare a celor două unități de învățământ, dacă nu poate să le separe, cel puțin ca în plasament. Asta însemnând că fiecare clădire trebuie să fie contorizată din punct de vedere al consumurilor pe care le realizează, apă, energie electrică și așa mai departe. Iar eu, ca să evităm discuțiile astea de partele principii, că acum facem favor sau nu la altcineva, aș propune ca finanțările din partea primăriei către cele două unități de învățământ să fie raportate, așa cum se face și finanțarea de la bugetul de stat, la numărul de copii. Și atunci, acolo fiecare, pe finanțările care le are de la buget per capita, de la bugetul local per capita, se administrează și, bineînțeles, că va fi forțat de realitate să fii un bun administrator. Dar, ca să-l faci pe la bun administrator, prima dată trebuie să-i creezi condițiile. Adică, fiecare să fie sigur că plătește ceea ce consumă. Asta iar nu mi se pare normal să plătească liceul consumul de la cantină sau mai știu ce se încinte acolo. Deci chiar, chiar e o situație... Domnul consilier, sunt contate în serie, deci să știe cât consumă și de și ne reparcurează și noi, noi le-am plătit toate parcurile, dar nu ne da. Da, dar avem în alte părți, nu ne plătească. Ne plătească. Ne plătească. Dar nu e corect. Adică... Noi slovaci am plătit, deci cu noi e regulă. Avem apă separată. Noi separat. Da, deci... Eu mai rămân la doamna directoare, nu? Jandarmi. Ajungem la un administrator. Școala generală, tot pe linia asta merge. Da. Păi da, vă luați legătura acum cu doamna directoare, mă ocup și de școală. Am venit, am găsit 14 unități. Domnul primar, nu vă mai ridicați poalele în cap. Clădirile astea noi le-am dat în administrare. Hai să le dăm în administrare cum trebuie, cu contoare, cu tot, tot, tot. Asta înseamnă să dai cuiva în administrare o clădire pe care s-o poată administra. Nu să-i mai dau o problemă în plus. Adică îți dau clădirea și tu te ceară de timp. Eu de corpul ăla nici n-am știut că nu mi-a spus de ăla. Este în adresă, da. Probabil că... Zic că e mai ușor de separat, că e la drum acolo. Zic, nu, nu-i sigur. Nu știu, poate colegul Urs Bibi ne spune, nu știu. Nu, mă, să nu ne chemați pe noi din Consiliul Local să plăcăți în serie. Nu, dar chiar am stat la masă și pe probleme. Aici am discutat atunci. Deci atunci când se discută, este ok. Da, sunt seriate și se scade de la una la alta. Dar nu e ok. Ele trebuie separate. Se poate realiza și... Nu cred că se poate realiza sau altă soluție. Eu zic că la Electrica, de exemplu, toate instituțiile astea au un contract. Și tot pe bază unui contract pot exista mai multe locuri de consum. Nu? Este cu problema tehnică de separare din imposturile de transformare. Trebuie diferit. Vă promit că mergem și le facem, dar nu ușor. Dar atunci dați-ne bani, eu n-am nicio problemă. Eu sunt de acord, faceți ce știți, mie să-mi dați sumele necesare care... Dar nu a fost nicio problemă. Ce efectiv a fost? Deci noi am cerut acești bani... Eu n-am spus să-i răspund și... Da, e ok. Da, deci eu am cerut acești bani pentru că avem nevoie pentru buna funcționare a anului școlar 2017-2018. Da, copii. Bine, mulțumim frumos. Haideți că mai are domnul. Mă gândesc că suntem în Parlament și suntem la interpelări. Da, dar să știți că nu suntem în Parlament. Totuși noi suntem mai avem încă 13 plus domn director. Deci, altă dată, dacă ne dați o hârtiuță așa și venim, știți, ne faceți o informare și noi ca director venim punctual și ne pregătim exact ca în Parlament. Da, cu program orar. Da, da. Domnul colega, întrebare. Da. Următoarea întrebare. Următoarea întrebare. Este vis-a-vis de transportul elevilor, care eu nu știu nici acum, cu toate că sunt consilier în Consiliul de Administrație la cealaltă școală, nu știu în ce fel funcționează.
transportul elevilor. Cine plătește, cine îl stăpânește, cine, oricare dintre ele va deveni. Eu am făcut acolo pe ruta Pădurea Neagră, pentru că eu plătesc această rută, Pădurea Neagră. Ați făcut pe mai multe aici. Da, am făcut pe mai multe, pentru că celelalte zone plătește Liceul Constantin Șerban. Eu mă ocup de plata pentru Pădurea Neagră, o parte din Pădurea Neagră și câțiva copii pe Tinăut și pe Pești. Banii ăștia se referă la ruta de Pădurea Neagră? Pădurea Neagră plus acei copii care vin din Cotă parte din... Cotă parte. Cotă parte. Cotă parte. Noi aveam 18.000 de lei programați, nu pentru Pădurea Neagră, domn primar. Ok. 18.000 de lei era vorba la Pădurea Neagră. Da, de timp mai cu o lună mai merg cu somer și acum au rămas numai pe 3 luni. Da, da. Deci 18.000 Pădurea Neagră și 18.000 celelalte rute. Nu tot împreună. Gata, da, da, în toate da. Noi suportăm integral transportul elevilor. Da. Da, pentru că sunteți oateu și pentru că Pădurea Neagră este... Numai Pădurea Neagră, noi avem și Tinăutul și... Primăria plătește integral transportul elevilor. Din oateu Da, sigur. Întreb, primez răspuns. Așa este. Mă declar mulțumit. Foaia 2. Preț 20.000 pentru plată servicii de bază. În trimestru 4. Prima întrebare. Baza este asigurată de către angajații ai unității de învățământ? Nu. De către o firmă de bază. Am avut o altă firmă care ne-a cerut foarte mult pe oră. Am făcut licitație, am făcut o altă achiziție cu un preț mai scăzut, am avut 15 lei și 20, acum avem 13 lei, am scăzut facturarea și până acum am reușit să plătim această firmă de bază din bugetul nostru, din bunuri și servicii, ne mai acoperim, pentru că din acest buget noi am rămas descoperiți, sigur cerem să ne asigure în continuare primăria pentru trimestrul 4. Asta normal ar trebui să fie un contract semnat la începutul anului. A fost semnat cu firma cealaltă și l-am reziliat conform și când contract... aveți un contract nou? Da, avem un contract de nou. Pe celălalt l-am reziliat când am venit septembrie. 15 septembrie am interferat. Da. Deci, eu am preluat, am luat din 1 septembrie. Da. Deci acum e un contract nou. Da. Și firma nouă ar beneficia de acești bani. Da. Sincer să fiu, mi s-ar fi părut. Bine, propun totuși aceste discuții, le-ați putea avea loc, domnul coleg, să mergeți la școală, vorbiți la directoare, stăm aici o jumătate de oră pe discuții, care puteți discuta față în față. O să nu fie cu supărare, eu mi-am lăsat poate lucru ca să vin la ședința asta. E fiecare și-o lăsat, dar nici nu sunt... Tocmai, da, pentru că ați venit la ședință, trebuia să stăm două. Eu am fost la ședință la inspectorat și din respect pentru domnul primar. Eu am comunicat că nu puteți veni. Eu trebuie să fiu de acord cu sumele astea, că de-aia întreb despre ele. Și nu sunt de acord, de exemplu, cu suma asta. Pentru că atunci când semnezi un contract, trebuie să știi că ai și banii pentru el. Știi că e efectivă primăria de acolo. Dacă aveai cât îți convenea din totalul pe ele, îi aveai. Acei bani luându-ți, mergi. Eu am înțeles aspectul ăsta. M-am zis că e foarte cum ar veni, da? Nu. Cum nu? Deci trecem mai departe cu cea. Asigur. Vrem ne lămas lămurit. Așa credeți că putem să ne lămurim despre problemele orașului. Sigur, vă mulțumesc foarte frumos. Apreciez prezența dumneavoastră și informațiile care le-ați oferit. Vă rog să solicitați toți care sunteți aici. Orice interpelare sunt disponibile pentru dumneavoastră să lămurim problemele. Vă mulțumesc! Domnul director Sava. Bună ziua din nou. Aș dori ca să fiu foarte scurt să vă prezint o situație. Mi-am permis rezumat pentru ceilalți, pentru domnul Domn, nu mi-am permis să fiu rezumat, m-am venit și toate detaliile. Am văzut ce este. Și acolo aveți efectiv toate detaliile la mărunt a tot ceea ce aș vrea să se zic eu în 10-15 minute. Thank you.
Deci, ceea ce v-am prezentat sunt cantitățile efective de deșeuri din 2016, care, pe scurt, ca să vă formez o părere de cum funcționează tot sistemul de deșeuri din Aleș, ca și cel de peste tot. Doar atâta avantaj există în Aleș, că acea stație de sortare ne transformă nouă deșeurile dintr-un anume cod, codul de deșeuri municipale și asimilabile acestora, într-un cod pe care permite să fie incinerată la porcii. Și acum pornesc cu tipurile de deșeuri reciclabile pe care vi le prezint aici. Sunt incinerabile, 74% din totalul de 7.941 de tone pe 2016, cele inerte, adică moloz, acoperiș spart, 15%, respectiv 1.212 tone, pentru care am plătit transportul și depozitarea 18.660, am văzut acolo un tabel separat venituri, separat cheltuieli. Și aici aș vrea să lămuresc problema la Holcim. Nu ne plătește pentru a duce gunoiul și ei incinerează, ci noi plătim pentru a fi incinerat. Îl ducem gratuit și ei ne pune să plătim 5 lei pe tonă pentru a fi incinerat. Nu mai povestesc că există o grămadă de condiții, și domnul Galu mă poate susține treaba asta, pentru că știe și dânsul de desubturile, în care pe coduri de deșeuri trebuie să existe neapărat ceea ce propui a fi dus să existe în mașină, că altfel este trimite mașina afară, trebuie să existe anunțat dinainte, trebuie să existe acceptat o anumită cotă zilnică de depozitare de deșeuri și într-un anume program. Dacă mă duc pe programul respectiv, nu mai sunt primit. Bun, toate astea sunt restricții. Mă duc mai departe. La peturi, carton și neferoase, feroase și neferoase, dacă le priviți la rubrica de procentaj, în total fac 2,05 cu 0,53 cu 8, cu 0,65, sunt în total 3,5%. Și aici aș vrea să fac o mică paranteză, ținta pentru 2017, conform hotărârii de guvern din ianuarie, trebuie să existe undeva la 25% la sfârșitul anului 2017. Noi avem foarte mare noroc cu Holcim, pentru că și acele deșeuri incinerate se consideră a fi reciclate. Adică se poate considera că energia produsă este din... Cu asta avem noroc. Dacă se închide Holcimul, pe perioada respectivă, incinerate, noi avem 3,5%. Bun, mă duc mai departe. Deșeurile depozitate la groapa de gunoi ecologică se transportă până acolo și se plătesc cu 17,5 euro, din jurul de 80 de lei pe tonă. Am dus în 2016 535 de tone, ceea ce ne-a costat, numai pentru depozitare, 42.000. Mai jos o să vedeți veniturile și cheltuielile tehnologice sau cele ale Salubrii, pe care le-a distribuit în așa fel încât profitul pe toată stația este de 68.741 euro. Dacă tot m-ați menționat, deci discuția care a fost am trecut-o era legată strict de aceste deșeuri, nu? Da. Deci, putem discuta și despre cealaltă. Corect, dar dacă nu vedeți toate pe lansat, atunci am luat decizii. Să vă explic. Era vorba de decizii. Era vorba de stabilirea prețului pentru acele deșeuri. Deci, discutăm despre acele deșeuri. Nu interesează aia, pentru că, încă o dată, vorbeam de stabilirea prețului pentru deșeurile alea care le aduc din altă parte. Acolo era discuția. Dar bun, dar la deșeurile respective, ca și la deșeurile noastre, există o fișă de fundament, o să o găsiți în dosarul pe care vi l-am dat. Pentru cele 19 euro, pe fiecare element, veți găsi acolo, v-am dat o fișă de genul. Eu m-am zis pe mine, activitatea aia m-a interesat separat, având în vedere că era discuția despre prețul respectiv. Da, dar trebuie să vă formați pentru a lua deciziile. Ca să ne înțelegem. Domnul primarul zice că noi am pus niște întrebări. Okay. Întrebarea mea, la momentul respectiv, e strict legată de acea activitate. Adică de ce să stabilim un preț sau altul cu privire la ce? Mă interesa strict acea activitate care din punctul meu de vedere,
Era o activitate care trebuia să genereze ea singură profit. Și pe mine m-a interesat acea activitate dacă generează profit. Pentru că celelalte care intră la comun, celelalte aveți niște contracte care deja stabilite, care trebuie să le respectați. Că vă dă deci, virgulă, că nu vă dă virgulă. De la stație, v-am pregătit o fișă de fundamentare pe care v-am spus. Am special am pus-o la dosar. Și acolo o să găsiți cheltuieli materiale pe fiecare element. Nu, dar era bine să credeți și colegii. Nu, la mie. Că nu... Dar nu e nicio problemă. Dacă vreți, o și, nu, o și prezint. Eu v-am propus atunci două ore de discuții ca să înțelegeți tot fenomenul. În fază, pentru că am înțeles un lucru. S-a propus un preț la un moment dat, care includea, la mai iunie, nu mai știu exact, care includea motivarea creșterii prețului, era acea ecotaxă. Acum s-a venit cu prețul invers, că nu mai există ecotaxă. Eu am făcut întrebarea, în momentul respectiv, dacă, în vedere că acea activitate poate fi identificată ca o activitate care să aducă profit, dacă și nu prea există concurență pe activitatea respectivă, avem o situație particulară, cum dumneavoastră a spus, că avem o stație de stocare care poate să aducă profit în chestiunea și uitați, de exemplu, ar mai fi o întrebare care vreau să vă adresez acum, venind în coace, am trecut pe drumul județean și de acolo de la Gugiuiva am văzut niște stocuri enorme de material acolo la rampa aia, la stația de sortare, afară. Deci să văd din drum, păstă linia de acoperiș. Asta vom ajunge dacă mă lăsați în bară. Exact. Deci la prezentarea mea, dar la partea de salubri, la punctul 3, vedeți venituri de la firme din alte localități. Da. E, acele venituri de 17.364 în 2016 și pe primele 9 luni ale anului acesta de 123.468, alea sunt veniturile de la terți. Da, și eu vreau să văd care e randamentul acelor venituri. Păi, randamentul acelor venituri le găsiți în fișa de fundamentare pe care v-am prezentat-o la sânge, vorba aia, la mărunt. Adică, cheltuieli de materiale. Diferența asta care spuneți că e numai profit, aș vrea să vă contrazic. Eu cel puțin de structura pe care o prezentați pe procente aici, observ că a scăzut procentul de deșeuri incinerate și a crescut foarte mult cele de inerte și depozitate la groapă. Da. Și atunci nu văd de unde e foarte mare creștere de profit în respectivă activitate, pentru că concluzia mea este că oricum ați achiziționat mai mult gunoi de astea de la terzi, cu atât au crescut procentul de gunoi pentru care nu ați fost reciclat și a trebuit să plătiți pentru da. Profitul care anul trecut a fost de 68.000 pe 12 luni, acum e de 21.888 pe 9 luni. Adică nu mai mic, nu? S-ar putea că dacă procesați multe mere de gunoi de acolo care au fost aduse de la terzi, să ieșiți pe pierdere, nu pe profite. Exact, da. Asta ce este acolo. Nu mă ocupă. Dumneavoastră ce ați văzut acolo, la stația de sortare, este o parte din cele 4.000 de tone depozitate pe perioadă de iarnă, când urcim apoi în medicină, în luna decembrie până la luna martie. Și din care, uitați-vă acolo la cantitățile transportate la Oradea, peste 1.000 de tone, deci la punctul 6, exact. În 2016 am 525 de tone și acum am văzut 1600 de tone. De ce mai aducem alt gunoi? Că vine iarna și poate iară chideul și muși. Nu poate, sigur va închide, dar problema noastră este cu acel deșeul. Ducem la Oradea pe ceva în domnul. Păi, dar de ce l-am adus dacă nu mi-l pregătiți? E al nostru, de aici l-am adus. Nu cred că e numai al nostru, asta încercam să văd. Nu este deșeu din Cluj, este deșeu din Aleș și v-am spus, în jur de 736 de zone sunt pe nu se face tot tratament, dar acolo să-mi dați mie fișa de fundament. Scuzați-mă dacă v-am jignit, dar am înțeles că eu nu sunt nimeni, eu sunt unul dintre cei care îi vedeți aici și fiecare în individualitatea lui. Ideea era simplă, pe mine m-a interesat și probabil că îi interesează și pe colegii. Să vadă cât e de profitabilă activitatea aia. Deci, dumneavoastră doar un cui din totul ăla. Da, pentru că acel cui din totul ăla, mi s-a spus că acel cui poate să compenseze cuierele alea care s-au făcut
la mișto, adică contracte din alea de tip politic, cu 3 lei la 50 de kilometri. Deci eu vreau să vă atrag atenția de situația de fapt de acum, da. Dacă vreți să discutăm despre restul problemelor din istoric, eu cred că ar fi mult mai indicat să facem față de situația existentă. Eu, de exemplu, aș fi așteptat de la dumneavoastră, poate că aveți, poate că n-aveți, nu știu, dar... Eu dacă aș fi fost manager în locul dumneavoastră pe o perioadă atât de scurtă, aș fi comandat un audit. Da, numai pentru asta avem nevoie de un mandat pe 4 ani, cum are doamna de la liceu, probabil. Nu avem pe un provizorat de 3 luni de zile. Bun, atunci o analiză cât de cât, adică și pentru dumneavoastră nu dacă puteți să mai stați 4 ani, în 3 luni de zile vă faceți o idee. Merită sau să poți. De asta am venit să vă explic, este o situație incertă acolo și dacă nu este sprijinul Consiliului Local, atunci nu tot în cumpără de acel mandat de care vă zic. Haideți să discutăm. Să scoatem din discuție Consiliul Local. Eu am făcut o discuție luna trecută. Consiliul Local nu e acolo pe una lui SC Salut. Acolo a existat un manager. Încă o dată, să nu luați în urmă personal în discuții asta. Acolo a existat un management. Încă o dată, noi, ca și Consiliul Local, nu suntem toți speciali. Fiecare are specializarea lui și fiecare se pricepe la cu totul altceva și la celelalte chestiuni ne consultăm. Noi nu putem să luăm decizii, să spun tot timpul pe Consiliul Local ceva. Încă o dată, noi vrem o analiză de management, să vedem în ce ne băgăm, pentru că situația e clară. Eu le-am explicat colegilor mei cum văd eu problema. Legea care stabilește felul în care se gestionează serviciile astea e destul de veche. Și ne-a spus colegilor mei, s-au ratat niște pași. La un moment dat, cineva n-a vrut sau n-a avut viziunea suficientă să înțeleagă ce activități îmi doresc eu să merg aici. Pe apă canal, numai pe una, numai pe cealaltă, mă duc pe amândouă, sunt pregătit. S-au ratat tot felul de momente de genul ăsta. Și acum a venit să întrebăm Consiliul Local ce facem. Renunțăm la apă că vedeți că legislația ne-a prins nepregătiți. Dar legislația e atâta de veche de numai. Legislația din 2007 a început și de atunci s-a tot perfecționat. Și acum a devenit atât de forțată, ca și la liceu, de exemplu, încât nu poate fi jonglat. A ajuns la situația... Eu asta aș fi vrut, de exemplu, de la dumneavoastră. Dar de la mine nu aveți cum să vedeți istoric cu celor 10 ani de zile. Doamne ferește. Și de la mine o să puteți să vedeți situația, de fapt, de acolo. Și eventual vă pot propune, pentru perioada următoare, un plan de afaceri pe ce am găsit acolo și metode în care putem să rezolvăm problemele de acolo. Atât. Eu nu pot, nu pot să fiu în locul cenzorului de la Salubri sau în locul Consiliului de Administrație care și-a făcut sau nu și-a făcut treaba până la venirea mea în mandatul de provizorat. Eu fac decenința tot. Atunci să mă adresați la Consiliul de Administrație și la cel eu v-am propus un exercițiu de sinceritate, așa cum vedeți dumneavoastră, situația de acolo. Da, asta tot încerc să vă spun. Dacă nu ascultați numai ceea ce vă convine, atunci ascultați-mă, dar eu nu mai am... Vreau să eliminăm din discuția asta Consiliul Local. Dar Consiliul Local este singur acțional de la domnul Salubri. Domnul Salubri. Domnul Cât e capitalul social la SC Salubri? 2.122.000. Ziceți în miliarde vei ca să înțelege. 22 de miliarde e contribuția Consiliului Local în această societate de atâția ani. Unde sunt banii ăia și de ce suntem în situația asta? V-ați făcut o idee. Nu vă fac niciun reproș. Vă întreb doar. Da, și situația respectivă o primește Consiliul de Administrație. Mie mi se pare că acest Consiliu Local a fost tras pe scoală atâția ani de zile. Deci să faci 22 de miliarde într-o societate, deci capitalul ăla social e consumat, că nu-l aveți la bancă. Dar nici nu, dar nici fătus acasă, ți-e este... Nu s-a dus acasă, s-a consumat. Nu, este... Un management prost nu înseamnă fur. E un management prost. Deci... Este în curte ceea ce a mai rămas din el. Ceea ce a rămas din el. Să mergem mai departe. Nu asta vă dorim. Nu, stai să vedem. Stai un pic, să vedem. Adică ce fac? Mai bag într-un sac fără fund. Da. Dar de ce nu este un sac fără fund? La 22 de miliarde de bani. Mai arătați-mi o societate de mărimea Salubri care are acest capital social. Din 1996. Mai arătați-mă o societate din Bărină și de apertura lui care ce-ai așa capital social. 22 de miliarde bani care s-au dus în funcționarea acestei societăți. Deci nu
terenuri, clădiri și... Ai și terenuri, clădiri... Nu, ai și capital social. Deci toate sunt. Nu. Da, foarte nou. Cum să nu, dar și ștranduri. Și ștranduri, dotatoare. Ultima majorare de capital s-a dus în 2013. Ultima majorare. Ultima majorare. Ultima majorare de capital, vă spun eu, s-a dus într-un profit contabil de 12.000 de lei. Cum? S-a dus într-un profit contabil de 12.000 de lei. Eu înțeleg că suntem populos. Nu, nu, dar de detalii. Dar de detalii. Aia social. Ce s-a făcut? De 600.000 de euro, chiar să nu facă 20 de ani. De aici. Vezi dacă nu vezi că acel 12.000. Nu a fost o discuție acum o ședință, în sensul câți bani, deci în ultimii 5 ani. Când s-a aprobat în timp de 2.000 de ani să facă nu știu ce? Doar 175.000 s-a dat lui salubrii, iar salubrii... Asta luați-o, că nu-i semnat de noi nimic. Asta nu-i document la sumă. Lăsați. Poftim. Și pagina a doua. Bun. Acum o să... Și pagina am terminat, așa o luat. Da, trebuie. Deci erau 175.000 acum 4 ani. Atunci a fost ultima. Că s-a spus că s-a tot pompat. Deci acum 4 ani a fost ultima. Iar salubrii plătesc două credite, unul BRD și unul aferente strandului și din... Deci, nu, coleg, ultima nu-i băgat în strand, ci-i băgat în rabă de 16 tone și alte prostii. Deci, eu am memoria bună. Da, dar asta... Asta a fost... Asta a fost... Asta a fost... În strand, banii, nu sunt strand. Nu, dar de unde era? Asta e noi vreau să mă spus atâta materia de... După furtuna asta de cărat. Dar un prin care mașine se duc. Nu, Raba, crezi că poți intra în... Nu trebuie, mă, în strade. Păi eu pot schimba cu Benișa, acum cu ce duc, unde duc care mi-e țigla. Hai că eu am cu ce duce, dar, uite, de exemplu, la cum n-am dus. Îți caută mașine și nu se ducă țigla și la sumă după casa aia spate. Unde duce? Dar nu tot trebuie. Dar crește? Nu-i problema. Dar, uite, și pe aia tu mi-o solicitare. Nu știu, mă, tu la groapă, la orare, eu plătim pe două, dar plătesc, dar unde duc? Eu îl bag după școală, mă, după Criș, ideea e simplă. Noi am finanțat prin aceste majorări de capital, prin unele dintre ele, ultima anumite obiecte de investiții. Dar problema e alta. Această societate comercială este organizată conform legii 31, prima lege democratică de România. Da? Legea societăților comerciale. Domnilor, societatea asta trebuie să facă profit ca să se dezvolte. Altfel, cum șcheapă, nu putem compara cu școlile. Școala e o instituție de învățământ, dar sunt societate comercială, domnilor. Da, și atunci. De fiecare dată când ăsta vine consiliul care mai dă-mi bani. Înseamnă că ea nu funcționează după regulile economiei de piață. Dacă vrei să majorezi un preț, nu vreau să majorezi nimica. Cum să majorezi un preț ca să fii competitiv? Asta vreau să aflu de câți ani prețurile sunt necompetitive, de exemplu. Dar bun, acum întreb treaba asta. Câte prețuri solicitate majorări sau respinse de către consiliul? Niciunul, da? Pentru că pur și simplu. Atunci despre ce vorbim? Hai să nu vorbim de ipoteze, vorbim de realitate. Ori de câte ori s-a solicitat o majorare de preț cu oricare dintre componentele pe care le realizează salubrii, s-a votat în Consiliul Local. Nu cu unanimitate, dar nu unanimitate ne dă. Atunci despre ce vorbim? Cum adică s-a respins? S-au aprobat toate majorările. Inițiativa a aparținut managementului și puteri executive numite primar veșnicul inițiator. Și nu dăm votul unicul de succes. Și, de fapt, cam și acum e la fel. O să discutăm la buget. Deci, da, dar nu mă opri până dacă îmi permiteți și mie. Deci, nu uitați că această societate a fost făcută cu un crez. Adică asigura serviciile publice de salubritate și cele de alimentare cu apă ale municipalității și ale localității Aleș. Acest lucru, după părerea mea, și ca manager și ca cel simplu cetățean, este obligatorie organizarea, monitorizarea și funcționarea acestor servicii sub tutela Consiliului Local. Pentru că altfel nu aveți nicio posibilitate, nicio pârghie de a interveni exact în politica de prețuri de care spuneți. Obligativitatea de a fi pe profit a acestei societăți este stipulată în ordinul 109 al NLSC-ului și trebuie să fie de minim 3-5%. Altfel, nu își primește licența de NLSC pentru funcționare. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că acea politică de tarife a fost odată defect gândită și a doua
total în afara acelui ordin, pentru că ordinul 109, în momentul în care s-a modificat, de exemplu, salariul minim pe economie, trebuia să vină în fața dumneavoastră și să repună tariful la recalcularea respectivelor salarii la fiecare om. Pentru că marea majoritate a celor 94 de persoane care depind de salubri, își primesc aproape toți acel salariu minim pe economie. S-a întâmplat salariul minim să crească de 4 ori de când a fost modificată acest tarif de salubritate. Din păcate, neavând banii aferenți unui tarif corect, s-a procedat, iarăși timp corect, la depozitarea deșeurilor la stația de sortare în locul transportului lui la groapa de gunoi ecologică. Și atunci, din cercul ăsta vicios, s-a creat situația de fapt, care vă spun că este catastrofală și dacă doriți să o lăsați, să o pasați la altcineva, alt agent economic, o să coste utilizatorul din Aleș dublu sau triplu față de cât am putea noi să o rezolvăm. Cine e vinovat pentru situația care o prezentați? Nu eu, nu dumneavoastră, poate că cei dinainte. Dar haideți să pornim de la ceea ce este. Haideți să pornim de la ceea ce este. Pentru că ce spuneți dumneavoastră, a construit, da, inclusiv politica asta de tarife. Da. Asta nu e așa o chestiune univocă. Da? De undeva trebuie să vină acest impuls. Păi impulsul ăsta și socotelele și calculele nu pot veni de la cât, decât de la societate. Că ea stă toată ziua cu cifrele în față, ea se lovește de realități, Consiliul Local hotărăște prezentându-i se. De-aia spun, noi, eu vreau să știu care e vechimea acestei situații? Încă o dată mi-a spus că avem o problemă cu depozitarea aia. Cât o să mă coste să facem curățenie acolo? Aveți o idee? Da. Deci sunt 2500 de tone de deșeuri aproximativ acolo, depozitate. Da? Deci din cele 4000 care au fost la începutul anului, da? Acele 2500 depozitate la Ecovihor sunt 238.000 de lei, numai depozitarea. Așa? Plus în jur de 132.000 va fi transportul, colectarea și transportarea. Deci 400.000 de lei va costa transportul deșeurilor de acolo până. 400.000, salubrii aia, acești 400.000. Nu, și pentru asta... Cât de vechi e situația celor? Din primăvara anului trecut, teoretic, și până în primăvara acestui an s-au adunat. Dar asta ar fi fost primul lucru pe care l-aș fi așteptat de la dumneavoastră. Încă o dată, fără să vă fac primul lucru. Domnul, acolo era, dacă mă lăsați să vorbesc până la capăt, dar nu și la acestea. Deci mine mă înspăimântă cifra asta de 4 miliarde. Adică eu am înțeles că noi tot adunăm cu noi de pe stânga și după dreapta. Da. Și acum ne trezim că ne costă 4 miliarde care noi avem să facem curat acolo. Deci, practic, noi am ajuns groapă de gunoi. Atâta vreme cât după să mergem acolo, trebuie să mergem că nu avem salariu. Deci, haideți să vă spun propunerea mea pentru ce mandatul de 4 ani să veți să-l semnați de marți încolo, ca acești 400.000 să putem să-i rezolvăm din tariful mărit atât la Aleș, cât și la terțe localități, fiecare să-și plătească partea lui din acest dezastru. Aici, fără să vă fac dumneavoastră un reproș, că absolut nicio vină nu am. În 2015 am exprimat problemă în Consiliul Local și mi s-a spus că se închide salubrii din cauza mea. Nu s-a închis, nu din cauza mea, și de atunci o lărăim, ca să nu avem alte cuvinte, n-avem nici astăzi o delegare a acestui, o bază corecte, tarife, cum trebuie. Exact asta vă rog frumos, că este cel mai important. Vă rugați deja la documentația de licitație să fie odată scoasă la licitație. Nu s-a luat. Odată, anul trecut sau nu știu când, a fost aprobat odată un caiet de sarcini. Bun, dar eu aș putea de 3 luni decât sunt în primul. Aci, domnul primar, trageți-mi de mâine, că nu dă ureche. Da. Faceți ceva, fraților. Deci am ajuns groapa de gunoi. Da? Încă o dată, eu de-aia supărarea mea, dar încă o dată nu luați chestiunile personale, cu mine mă doare de orașul ăsta. Eu nu vreau să aud că se pronunță cuvântul Consiliul Local în chestiunea asta. Pentru că nu are nicio vină Consiliul Local de chestiunea asta. Consiliul Local a aprobat o documentație, chiar dacă a aprobat-o tardiv, că nu vine nimeni cu ea. Și nici astăzi nu avem astăzi serviciul delegat.
S-ar putea ca să, nici să nu puteți câștiga licitația aia, că mergeți la o licitație. Asta e altă discuție. Dar încă o dată... Mulțumesc, exact aici am vrut să ajung. Deci, la Deconect ați avut un mare dubiu privind modalitatea de gândire pe viitor a viitorului operator zonal. Da. E, acum v-am adus aici actul constitutiv, inclusiv modelul în care au gândit înși toate rețelele de deșeuri, pe tipul de deșeuri care în județul Bihor vor fi transportate. Unele dintre ele la deponeu, altele la TNV-ul din Oradea, altele vor fi sortate la cele 6 stații de sortare, din cele 6 zone, Oradea, Adej, Salonta, Beiuș, Marghita și Valea Mihai. Ei, la anexa 2 o să găsiți aferente acestor stații de sortare, localitățile. Ceea ce ne interesează pe noi, la zona Adej, sunt 13 localități. Toate cele 13 localități, momentan, noi le deservim din punct de vedere a Serviciului de Salubritate. Deci, pentru a asigura operator zonal pe această zonă, noi trebuie să fim cei mai buni, pentru că teoretic am intrat deja pe piață. Adică e cea mai mică zonă de populație. Da, deci și din numărul populației și ca întindere e destul de convenabilă din punct de vedere a transportului deșeurilor. Deci la cele 50.000 de persoane pe care deja le includem în serviciul de salubritate, nu ar fi mare cheltuială suplimentară. Tot ceea ce ar trebui ar fi încă o mașină cu care să se poată transporta autocompactor cu capacitate mare, cu care se poată transporta de la distanță pe cheltuială cât mai mult. Dacă dumneavoastră deveniți operator zonal, eu sprijinul dumneavoastră până atunci, câștigați licitația și după aia veniți după bani pentru utilajele astea. Bun. Mai departe. Deci, sunteți convins că există soluția să participați la licitație și fără să aveți asta? Dotarea tehnică pentru respectiva licitație nu pot să o discutăm acum, pentru că în momentul în care pot o primi, exact. Și dacă fac o comparație cu, de exemplu, Zalău, unde s-a cerut ca toate mașinile să fie Euro 5, o să fie cam discutabil. Tot ceea ce avem noi pe dotare este din 96. Vă dau soluții ca să puteți participa la licitație. Mulțumim frumos, poate și o dotare. După aceea, dacă câștigați licitație, după aia nu să stau. Păi nu trebuie să participăm, dacă nu. O să puteți. Vă dau soluții ca să puteți participa. Înseamnă că doriți să fii un operator zonal. Noi discutăm încă o dată. Mulțumesc. Dacă nu m-ar interesa, nu o secundă ca să facem o paranteză. Dacă nu m-ar interesa chestiunea asta, n-aș vorbi. Dar asta este și scopul, să discutăm cu toții dumneavoastră, dar să facem pași spre dezvoltarea acestei activități. Au lăsat din mână, încă o dată, vă spun, e criminal. În momentul în care m-am dezvoltat, să nu folosim. Eu am venit să ajung să scot din situația asta. Așa, bun. Deci, este cu minte cheie, ca să ne înțelegem. Situația aceasta. Deci, hotărârea Consiliului Local Aleș numărul 98 din 30.06.2010 a făcut o parte, Consiliul Local Aleș, deci nu vă place când vă spun, da, a făcut o parte din aceste colecturi. Să recapitulăm. În 2010, conducerea SECE Salubritate și onor executivul local ar fi trebuit să știe că exista și legea serviciilor publice, exista această hotărâre prin care s-a hotărât că intrăm aici. Deci trebuia de atunci să știe ce facem cu gunoiul și ce facem cu apa. Foarte bine, am fixat chestia. Da, deci asta m-a spus reperul, că nu știu. Nu, am spus-o dată exact. Am precizat corect. Deci din 2010, cineva trebuia să știe ce facem cu această societate. Nu s-o ardem cu investiții de-astea, mai dăm 200.000, mai dăm 100.000. Astea trebuiau să fie preocupările începând din 2010, când s-a hotărât să se intre în această asociere. Pentru că această intrare în asociere presupunea, pentru că legea era în vigoare, să ai deja o strategie referitor la apă, la serviciul apă. Nu, asta e pentru stic, pentru... Nu, stați un pic, în momentul ăla... Ai colectat tot locul lor. Dar trebuia să știi ce faci cu apa. Ai chestia aia, un serviciu, două servicii, numai unul. Se puteau atunci separa sau se puteau gândi altfel, dar dacă s-a gândit așa, atunci trebuie cumva de votat. Cred că domnul, cum a spus și domnul director, pe noi ne interesează, în primul rând, ce vrem să facem de aici înainte.
Da, numai că... Cei în spate mai ieși de mobilat. Nu, mai bine să știm ce-a fost în spate, ca să știi că în momentul de față sunt șanse să o dăm ca la poker. Aia vreau să zic. Apropo de ce vrem să facem, ar trebui să ne hotărâm foarte repede. Eu aștept să deveniți director, nu interimar, ci, mă rog, pe mandat. Pentru că nu pot trece mult. Întrebarea cum să fie până la ședințe de Consiliu la Comunele de în jur și am înțeles că Salubri a declinat oferta de a opera rețele de apă și canalizare care este gata realizate. Adică, da, dar problema s-a pus în felul următor. Bun, dacă ne hotărâm, dacă ne hotărâm că vrem să le operăm după ce le iau la alții, ne hotărâm la târziu. Păi eu asta... Nu știu ce mai trebuie. De acum 3 luni de zile am spus acest lucru. Pentru că am încurit. Eu sunt de mână la ședințele astea. Deci din prima săptămână de când am intrat în terminal, deja s-a pus problema că vin, ne bat la ușă. Dar în momentul în care eu nu am dotarea, nu am suficient spate pentru a asigura. Nu pot să mă dau cu capul de perete și să-i asigur pe oameni că fac. Operarea unor rețele de apă, canal, ce cheltuiele ar fi incumbat, care sunt noi? Acum stau în folosință totuși. Și credeți-mă că din punct de vedere a dotării și a personalului necesită. Și nu se pot susține din activitatea. Eu vreau să văd, de exemplu, din planul dumneavoastră, o idee. Că până acum nu știu să fie distribuit dividende societatea asta la Consiliul Local. Ori, dacă noi toți facem investiții de așa, să spunem că nu e putere extinte, că nu trebuie să investim în zona centrală. Adică, eu investesc ca să iau de la alții pentru un câștig mic și la urmă eu nu câștig nimic din activitate. Să nu uităm esența o activitate economică. Corect. Dar asta se rezolvă prin tarif și dacă dați prin documentația prin care se scoate la licitație acest serviciu, eu o să corectez respectivul declin financiar. În momentul în care eu pot să corectez de la utilizator tariful real, atunci pot să fac acel minim 5% profit din care Consiliul Local o să poată să împartă la cine dorește, inclusiv la licee, să se cumpere materialele. Să nu mă înțelegeți greșit. Nu, avem aceleași interese, dar problema cum se pune că, doamne, Salubri ar vrea sau ar... Credeți-mă, dacă vreți, o să vin la fiecare ședință. Mi s-a reproșat data trecută că nu am fost aici. O să fiu și când nu sunt chemat, o să vedeți. Nu, dar după cum eu facem noi asta, nu le cunosc pe Salubri. Da, dar nici eu nu pot să știu când se discută despre Salubri. Da, zic. La data trecută. Eu am găsit vinovatul. Da. Luna trecută, domnul Chirtaș, și-o pierdut acesta și nu am putut să vă cunovați. Ce nici până mi-ați venit până la directoare. Adică eu uităm și ce materiale sunt pe ordinea de zi și poate venim în sprijinul consilierilor și chemăm pe oamenii care ne pot lămuri. Așa. Ca să nu se supere oamenii pe noi că ne mai scapă și vorbim mai rău. Da, dar nici eu n-o să evit, întotdeauna o să fiu aici, am spus chiar... E bine, că vreau să fiu aici. Da, loc. Dacă doriți chiar să intrăm în detalii, doar atâta v-aș mai da ca să puteți să cântăriți. Activitățile care se doresc a fi făcute de Salubri trebuie gândite acum. Lăsând deoparte apă, canal, mai există o grămadă de activități pe care Salubri le-a asigurat la această localitate și la care ori renunțăm, ori dezvoltăm. Pentru că așa cum se fac pompieristică, credeți-mă că nu este în regulă. Aici vorbesc de la folosirea macerei până la izolarea blocurilor sau ce știu ce alte de exemplu, intervenții în instalațiile exact ce spuneți dumneavoastră a fost oarecum, să zicem că tipul ăsta de servicii care nu știe pe care spuneți dumneavoastră acum, să zicem că am putea considera că ăla a fost cota de participare la profit. Dar nu-i firesc așa, că ne facem noi reclamă în anumite medii și dăm la acela, eu vot au domnul primar, chestii de genul ăsta, sau întâmplat. Nu se poate să căpușăm o activitate economică pe interese de-astea mărunte. Este foarte simplu. Eu propun, v-am spus și de la ședința cealaltă, probabil că nu s-a sesizat, un sistem GPS pe fiecare din utilaj și cu comenzi ferme, orice problemă rezolvă de genul ăsta.
și de faptul că am fost sau nu am fost în putare zis să ridicăm gunoiul, așa cum nici în acela nu o să poată să umple nici după masă, nici sâmbătă, nici duminică, pentru că o să fie urmărită prin GPS și o să trească să raporteze și la ultimul litruț de motorină. Se poate rezolva, doar că trebuie să se vrea. O mică investiție rezolvă problema. Vis-a-vis de discută ultimele fraze, eu am un pic altă opinie. Adică dacă în acela au făcut o izolație în orașul Alești, sigur nu au făcut-o decât pentru cetățeni și pentru oamenii de la noi. Poate mulți dintre ei nu și-ar fi permis să-și închirieze în acela, poate nu și-ar fi permis să-și curețe canalizarea, ieșirea de la bloc, nu au picat. Așa? Scopul salubrii, sigur că trebuie să fie economic, cu siguranță, dar câtă vreme aparține primăriei. Adică trebuie să ne aplicăm în primul rând despre oameni, nu să facem profit poate prin Oradea, după de prin Piatra Craiului. Asta e un fel de furatul căciului. Păi, dacă ne-am furat căciul, că i-am ajutat pe oamenii aia diverse probleme și... E o vorba de ajutat. Dar așa trebuie organizat. E vorba de ajutat. E vorba de cumpărăție. Nu trebuie să ducem... De exemplu, distanța la ea are salubrivitate. Are două, de când am venit eu. Și funcționează? Am două. Te aduc ceva venit. Aduc, adică se susține. Au de 2000 și ceva în plus. Deci, salariul șoferă. Și orașul are probleme și localitățile noastre au probleme care apar. Nimeni nu și le dorește. Și dacă nu le putem rezolva decât împiedicându-ne de bani și salubrii nu poate să ajute populația, atunci nu înțeleg care e rolul nu salubrii. Atunci facem o cooperativă, munca în zadar și o să plătim la urmă să ne ia face munca în zadar, că nu așa se pune problema. Vă reamintesc, domnul coleg, că îți dă plață 4 miliarde, acum ai zis, domnul, care nu îți dă, nu, da, nu ia. Asta nu înseamnă că am dat acela pătrat și am dat acela, e cu pic să face mare. Dar nu vă supărați, dar se poate rezolva problema că se centralizează toate activitățile respective de contarea motorinei, că de fapt asta este și a orelor de lucru, se poate face pe alte lucrări. Credeți-mă că se pot rezolva toate problemele, dar trebuie știu unde este. Nu trebuie să umple mașina brambura prin oraș, fără să fie sub urmărire. Și scuzați-mă, domnul consilier, dar în acela respectivă, șoferul și ăla care lucră la înălțime, are o responsabilitate, doar nu știu, se întâmplă ceva. Nimeni nu ne scoate de la responsabilitate în momentul în care îi se întâmplă operatorului ceva la urmă. Dar vorbeam despre fapt. Da, dar trebuie instituționalizat. Adică, în data de cutare, a fost acolo și a făcut cutare lucru, a făcut-o cu respectarea normelor și cu aprobarea conducerii de la salubrie, care știe ce face și cum le organizează, în așa fel încât să iasă pe acel profit de 5% vin. Dar nu se poate să se... Și acum vorbeam de 3,75, vă dați seama, la 3,75 și la tarifele pe care le avem acum la apă, credeți-mă că nu este... Adică toată lumea se încrucește la cine vorbești despre domeniul ăsta, cu cine discuți pe domeniul ăsta, zice că noi am găsit, ce știu, secretul de afaceri din cărbune aur. Nu se poate. Deci e jignitor. La adresa omului care nu a primit o mărire de salar de 4 ani de zile și care totuși mai speră că va fi ceva mai bine. Că nu spune că există atmosfera acolo la angajații de acolo, încât dacă mâine spune că domnule îmi dau demisia, toată lumea și-a dat demisia înaintea mea. O întrebare. Dacă nu credeți, dacă nu. Da, care deschid discuția apă. Cât are de încasat salubrii restanțe la apă? Și ce mă sunt salvatul? Vă pot spune pe 31... Nu, așa, o aproximație, nu trebuie nimic. Vă spun exact. Deci, la persoane juridice, în 31.8, persoane juridice, apă cu salubritate, 629.063 și 76 de bani. Iar la persoane fizice, 208.785,67, iar în instanță, vreo 79.135. Bun, da. Pe instanță, dacă judecă un proces în instanță de zile, care îți face datorie acolo, nu plătește, că e în instanță. Cam în patru. Nu e problema. Problema este că după ce am înștiințat populația că trebuie să plătească, după ce le-am trimis somațiile, că deja le-am primit toată lumea, somațiile de plată, acum suntem în momentul de a lua decizia opririi apei. Acum, în noiembrie. Pentru că altă soluție nu avem financiar. Mă uit aici pe cifrele astea care le-a spus la situația pierderilor. Asta e mare. Și discutam aici de prețuri. Că vedeți,
atingem, încercăm să rezolvăm problema care e ușor de rezolvat. Am dat un preț pus. Evident, în momentul în care faceți calculele, veniți la casă. Prețul ăla trebuie să facă pe și eu din astea. Acum, având în vedere că am fost bine informat, bine informat de către domnul director, o să vă citesc care sunt pierderile. Iată. Deci, pe alegeri 2016, 37,5%. Pe pădurea neagră, 75,41%. Nu vă supărați. Nu pot să accept ideea că trebuie să sar prețul în sus ca să compensez astea. Dar depinde de ce vin pierderile. Nu știu eu. Pierderile vin din cauza că o rețea veche trebuie menținută în lucru în paralel cu bucăți dintr-o rețea nouă. Înțelegeți ce vă spun? Deci, cele două proiecte sunt pe o parte finalizate, urmează o a treia. Da. A patra. Bun, deci proiectele respective, nefiind finalizate, nefiind predate către salubri, trebuie să funcționeze un fel de rețele din astea în paralel. Domnul director. Iar pierderile care ar fi costul? O secundă. Care ar fi costul să scot eu 5-7,5%, să diminuez pierderile astea? Pentru că odată, eu nu sunt de acord ca niciun cetățean din Alești să plătească prețul final această nenorocire. Această nenorocire, ca să se împiedice, trebuie să aibă un alt cost tehnic. Da? Care l-am făcut odată și am terminat povestea. Că odată ce am ridicat prețul la un anumit nivel, ca să acopăr și prostiile astea, nenorocirile astea, cu prețul ăla mai vin jos veac. După ce am rezolvat problema asta. E adevărat? Da. Nu mai vin. Dar nu vorbiți de taxele pentru că tarifele... Deci dacă votarea tehnică în Dania... Se acceptă. Da, nu, 30% este maximum. Deci vorbim de profitabilitatea activității. Deci pentru soluție... Ca să fiu profitabil, aici scrie așa, iarăși, am un avantaj. Aici scrie apă cumpărată. Adică, scot banul din buzunar și o plătesc. Păi în momentul în care am 57,5% pierdere, eu am plătit-o. De unde recuperez ca să fiu pe zero? Nu să am orice profit. Asta încerc să vă explic. Deci, dacă iau de la populație, n-am rezolvat problema. Pentru că o să-l iau acum, am venit să rezolv problema și după aceea nu mai scap prețul. Două aspecte există aici. Da. Odată, dotarea tehnică care se poate face prin acea mărire de capital de care vorbeați. Și a doua, numai și numai prin tarif, obligatoriu conform legii, se pot acoperi lucrările de administrare a rețelei pentru a putea noi corecta situația de fapt. Iar situația de fapt este așa pentru că acel azbest care există în rețeaua veche... Eu nu mă pot detașa de trecut pentru că, încă o dată, lucrurile astea s-au perpetuat în timp și e bine să visăm unde suntem. S-au băgat 22 de miliarde în această societate. Ultima oară s-au cumpărat geamul termopan. Și scârți. Trebuie. Suntem normal la cap? Bun, dar că inima e intervii cu ceva. Deci încă o dată... Eu vreau să... Vreau să am o garanție. Dacă nu-i predată. Bun, Așa e care-i predată. Da, avem situația. Tot asta a fost discuție. Dacă am ajuns la faza aceasta, uitați-vă, o să vă dau la fiecare. Discuțiile de principiu pe care le-am avut la Consiliul de Administrație deja în 22 septembrie și care prevăd toate solicitările conducerii interimare. La fiecare punct de lucru, cu ceea ce trebuie făcut pe termen scurt. Că nu ne permitem să pe termen mediu și lung să mai facem să perpetuăm această situație. Și aici o să vedeți și dotările pe care, teoretic, la fiecare din acele puncte și la acele lucruri, noi ne-am gândit în așa fel încât să rezolvăm în mare toate problemele. Nu
care. În situațiile astea și granul de astea din cash-ul de necesitățile de investiții. Prin asta, făcut o sondare a pieții bancare. Dar eu vă spun, domnul primar n-are acolo să-și crea ceva banii care i-a lăsat de la la urmă. Îi face praf și pe și nu e problemă. Mă înțelegeți? Hai să identificăm toate sursele posibile. Perfecte, că o să le găsiți în această documentație. Sursele numai alea trei sunt legale. Alea trei din sfârșitul documentului. De societate comercială, trebuie să luați credite pentru funcționare. Nu până nu asigurăm până în 2021 rambursarea celor două credite pe care avem în mână. Dar să fii, nu sunteți solvabili pe piața, pe piața împrumutului, nu că... Da, nu, dar trebuie să ai niște contracte pe termen lung, sănătoase, care... Și astea depind de cele două documentații de apă și de salubritate pe care vi le vă rugăm să le aprobați. Și acum v-ați presat și ați repetat lucrurile astea. Știți de chiar le-am repetat eu. Credeți-mă că vi le spun de atâtea ori de câte ori o să mă întrebați, pentru că asta e părerea mea. Eu le-am repetat 100 de ori, mă doar regulat. Deci când vă aduce documentația, uitați-vă că astea să fie bună și dați-ne o dată pe zucă, fără a face două contracte. Nu uitați, fără să licitați. Vorbiți la celălalt birou. Că eu am vorbit de modul lucrurile astea. Mai ce mi-a dat dumneavoastră aici, cu apa și canal. Din care se ies atât timp că noi avem pe ordinea de zi un punct că dăm la alții. Adică de ce să aruncăm bani pentru astea, când mai avem nevoie de ei. Asta e chestie de logică. Nu, dar este normal, atât timp când dau lucrările alte la o firmă pierdă sau pierdă cum, nu mai am nevoie să fac o grămadă de bani din afară de sigură. Noi astăzi avem pe ordinea de zi un proiect care trebuie la licitație. Aici apare decizia dumneavoastră. Acest serviciu, nu o secundă. În condițiile în care la licitație, dumneavoastră doriți renunțarea unilaterală la contract, așa vedeți dumneavoastră strategia viitor. Bun. În condițiile în care se scoate la licitație această apă și în condiții de concurență, să zicem că pierdeți acel contract, asta nu mai are... Mi-a cerut la de a merge la licitația asta. Pentru că deocamdată aveți un contract perfect legal. Da. Bucățica asta, da. Asta da, este singura metodă propusă de AMLSC prin care ne putem menține licența. Nu avem nicio. Bun, și dumneavoastră veniți și spuneți Consiliul Local că această singură soluție sau această soluție o vedeți viabilă. Asta vă trebuie. Trebuie să o accept conform legii. Bun. Pentru că fără licență nu pot să... Și dacă dăm cu ăștia în gard, nu o să spuneți că o hotărâre Consiliul Local. Da. Nu este decizia mea, cred. A, bun, da. Bun, dar vreau, asta vreau să vă spun, că dumneavoastră ne propuneți ceva. Și bun, vreau să vă asumați că nu o să... Consiliul Local vă propune material. Eu vă mai spun informarea... Aoleu, eu asta încerc să vă întreb. Dumneavoastră, secretariatul îmi propune. Normal discuția cu dumneavoastră, că întotdeauna dumneavoastră aveți un contract să fie legal acum afară. Dumneavoastră veniți și... Eu vă întreb. Vă asumați acest risc de a participa în licitația asta și să o pierdeți? Asta vă întreb. Am spus. Fiind singura modalitate legală de a intra în respectivul... Întrebarea numărul 2 era... Nu o să veniți să spuneți că sunt vreo lună dacă pierdeți sau peste două licitația, nu o să vă spălați pe mâini capilat de bun și o să spuneți că o hotărâre Consiliul Local. Formal, o hotărâre Consiliul Local, dar cu larga consultare, cu vrea voastră. De asta încerc să... Că da, aia... da. Da. Nu pe tine, te-am întrebat, am întrebat pe un director. Deci, încă o dată, în primul și în primul rând nu mă aflu mandat. Când o să mă aflu mandat, probabil că o să vin și o să vă spun. Nu, nu mai vin eu până înainte de domnul mandat. Nu,
Sunt în siguranță că nu pentru că orice întârziere de o lună de zile costă această societate. Deci dacă domnul director nu-și asumă, nici eu nu pot să-mi asum. Domnul consilier, atunci eu pot să spun altfel problema. Deci în momentul în care văd că din partea Consiliului Local nu există intenție, atunci scuzați-mă, dar cu ce Dumnezeu să semnez mandatul de auziți, nu facem aici șantajizinați. Eu nu sunt copil, declarați. Nu sunt copil, sunt un om serios. Eu v-am întrebat la modul serios. Eu poate nu parlează și pe știu. Domnul primar știe care e părerea mea despre situația asta și i-am spus-o clar. Nu vreau. Am fost hotărât să nu particip la mascarada asta pentru că, încă o dată, din 2010, cineva s-a dat cu salut brindar. Pum! Asta e părerea mea și nu mi-o schimbă nimeni. Și probabil că în interiorul dumneavoastră sunteți de acord cu ceea ce spun eu aici. Dar încă o dată, ați avut șansa să-mi schimbați părerea că există un viitor. Văd că vă codiți. Eu asta am încercat să văd. O să-mi schimb părerea cu privire la situația cum s-a făcut. Când am venit în fața Consiliului Local, am prezentat situația atunci, fără informație. Nu vă fac acum cu informații, domnul consilier, și am spus așa. În cazul în care văd că există intenția de a sprijini societatea, atunci eu, în mandatul viitor, vă asigur că o să fac tot posibilul pentru a fi... Atunci discutăm în mandatul viitor. Da, am pățit-o cu contractul cu noi. 2 ani de zile. Și încă, dar eu sunt serios. Corect. Dar eu sunt serios. Nu vă repet, cu dată. Eu... Am vrut să vă iau un partener de drum acum, la început de drum. Adică să... Eu semnați mandatul, semnați hotărârea și am fost... Semnezi eu mandatul. Atunci, Consiliul Local. Atunci așteptăm până să ne ascultăm. Eu așteptăm prima asta. Nu, tu vorbesc în numele meu, nu vorbesc în numele nimănui. Acum, în numele ceea ce... Necesarul ăsta pe care l-a spus, deja s-a arătat termenul curt. Da. E stat primările Ușor și Mădrejă, dacă ai exemplu. Da, o parte s-a cerut la Oradea, o parte și-au constituit societatea. O fundă analiză, nu mai avem ce să analizăm. Deci am întrebat pe domnul consilier, nu am... Rugămintea mea, domnul director, ca să... Eu zic că ar fi bine să finalizăm discuția, nu mai avem de puncte. Nu, dacă vreți să ne mai lămuriți cu ceva sau mai vreți nicio problemă, da? Rugămintea mea ar fi că după ce semnați acest contract de mandat care vă ține în loc hotărâri pe termen mediu și... mediu, că vreau un timp, să veniți să ne supuneți pe aprobare o strategie de dezvoltare sau, mă rog, de menținerea asta lubrii ca operator pe zona în care, să zicem așa, a devenit operator tradițional, înainte ca să dispară. Să vedem cam ce ar însemna, pentru că altfel nu puteți să cu părerea. Din punct de vedere financiar, dacă e sustenabil, în ce cotă parte de la bugetul local, așa cum spuneați aici, pentru fiecare activitate de asta în parte, să vedem, este, nu este rentabilă, să analizăm posibilitatea ca, de exemplu, creditele către BRD să fie preluate de către Consiliul Local și așa mai departe. Adică să avem niște variante de lucru, că altfel așa discuții o putem să facem foarte multe și nu cred că o să ajungem la o concluzie palpabilă, în sensul că trece timp și ratăm toate țintele astea de termen scurt care, dacă n-ai fost scurt, ce să mai faci pe lume. Deci rugămintea e să veniți totuși cu o strategie, inclusiv pentru cele două servicii principale. Și eu, unul, tot ați întrebat cu unul, doi consilii, de Consiliul Local, dar nu pot să iau o declarație de la toți consilierii. Aș vrea să văd Salubri ca fiind un operator regional prin regiune, înțelegând zona Aleșului, cu cele 13 UAT-uri pe care le-ați menționat și dumneavoastră. E târziu, nu știu dacă se mai poate, dar nici noi nu putem să ne pronunțăm asupra unor chestiuni mai puțin concrete și așa cum și material, cum să zic, aici să enunțate câteva deziderate, câteva necesități și așa, câteva necesitățile, dar la chestiuni macro. Ca să avem o strategie asupra căreia să putem dezbate și să ne dăm cu părerea într-un mod cât mai avizat. Așa cum a spus colegul la început, nu suntem toți de specialitate sau fiecare are specialitatea de lui, dar în urmă unor discuții ample, așa cum am început acum, ample dar urgente, să putem să aprobăm o strategie de genul ăsta. Adică
dacă stăm și ne tot gândim, uitați, au șeful deja, îi merge la aparechi, eu mă zic și-a făcut serviciu. Nu știu dacă Măgeșul o să-l poste mai puțin serviciu, nu știu dacă nu puteam noi să le oferim. Mă gândesc că totuși, acolo e cea nouă. Rețea nouă și acum bârfele dânsate asupra calității. Calitatea asta o vin și la alește. Rețea o dupește și proastă, o să fie ca înghețea două luni astea. Dacă nu-i vedem paiul din ochiul altora, când bârna ne-a terminat până la din ochi. Dar deci eu asta ar fi... Un impediment, dacă îmi permiteți. E un mare impediment. Nu se poate face un plan de a face în momentul în care n-ai certitudinea unei documentații, unui caiet de sarcini sau unei licitații. În cazul în care se câștigă respectivul serviciu, este una din punct de vedere financiar, contabil sau din punct de vedere a planului, în cazul în care nu, nu. Exact despre asta trebuie să nu dăm noi astăzi. Planul este activ, dacă vă fac, nu poate să fie problemă ulterior, pentru că nu se ocupă cu ceea ce face vânărea. Despre asta e vorba și la ce votăm noi. Da, dar eu vă pun problema că inclusiv acel mandat de manager depinde de această atitudine. Respectivele documente se prelungesc. Vedeți-mă că vor vorbi probleme. Eu v-am propus ieșirea din criză. Treaba e simplă. Asumați-vă dumneavoastră mandatul și spuneți-mi că treaba asta și nu mai dăm vina pe consiliul local. Și după ce semnați contractul, facem extraordinar și eu spun că sunt de acord. De asta ziceți, mergem cu capul înainte și scoatem la licitația. Da. Ce legătură are domnul director cu documentația de eu am pus o întrebare a tine, două, adică, dacă dânsul spune că și-a sunat acest risc, tocmai discutarea, dacă cu licitația nu trebuie să fim corect, trebuie să ne asumăm noi riscul ăsta. Domnul director e pasager, poate o lună, poate un an, poate patru, poate zece. Tu nu observezi așa problema, eu spun lucru. Dânsul administrează ceea ce hotărăști tu, da? Exact. Bun, atât. Eu, fiind și dânsul și de față, l-am întrebat, bărbătește, dacă ne aventurăm, l-o la altă, în chestiunea asta. Dacă dânsul nu are curajul, cum s-am eu? Că răspunderea e a mea, că e pe bani. Bun, da, acum hai să luăm atunci, bărbătește. Sau nu prie, adică... Vă dați un cuvânt, dacă vă spun, da. Acum, nu, că nu în ședință extraordinară. Păi da, dumneavoastră v-am întrebat și a spus că nu vă asumați. Păi, să vedeți mai mult. Depinde acest lucru, mi se pare total erat. Eu nu mai dau două zile legal aici și nu vreau să iau decizia asupra problemelor unui întreg oraș. Deci dacă e așa, atunci eu bărbătește, mi-asum responsabilitatea. Deci, dumneavoastră ați condiționat desemnarea mandatului. Ok, și eu să condiționez desemnarea mandatului dumneavoastră și eu dispus în 24 de ore să vin la o ședință de Consiliu Local Extraordinară și să punem problema așa. Pentru că ați ezitat din prima. Bărbații nu ezită din prima, la o provocare. Asta e vorba. Înțelegeți niciodată. Voi fi partener. Vă întrebați înapoi. Nu da, nu da. Bărbătește absolut. Bărbătate. Dânsul a pus condiții, eu n-am pus condiții. Eu am întrebat. Hai să vă oprim. Până când intră în vigoare e-colectul, dar e-colectul se spune că în luna august anului viitor trebuie să fie funcțional, altfel trebuie să dea banii înapoi. Asta înseamnă în luna martie să fie licitația făcută. Pentru că să existe aprilie, mai, iunie, contestare. Ce responsabilitate cu ce locul în mai sau martie, sau aprilie, sau nu știu. Se face un contract pe 5 ani de zile cu clauză. Să scoate la licitație, că nu, conform legii nu pot funcționa amândouă. Deci, bune, dar eu înțeles. Astăzi avem continuare zi de apa. O scoatem apa, gata, scăpăm de aia. Eu am fermat gunoiul. Păi de perioadă, de mâine, acolo, poate... Eu zic că dacă ne pregătim, noi putem să luăm zona asta la gunoi. Eu... Dați garanția asta, v-a spus eu, ridic mâna sus pentru ce nu de la urmă Consiliul Local se vină. Că sunt o grămadă de bani să-i dai pe ceea ce-o zis și îi dau de fidelitate la director. V-am mai știut că în domeniul de la Maiatu, nu cunosc lucrul ăsta. Fără mașină, fără aia nu poți. Dar să dăm niște miliarde de lei să luăm mașină grămadă și până la urmă în martie ni trebuie că am pierdut. Și nu mai avem nici gunoi. Ce facem cu ei? Iar vin la alta, asta acum, dacă tu știi ce mă arată aici, că cere bunduri excavator, cere nu știu ce, care salut, le-au avut până anul trecut.
Cum i-au dispărut așa, s-au evaporat? Tractora și de tot searbă de la parcul s-au evaporat, ăla s-au evaporat, astăzi venim și are câteva miliarde. Câteva miliarde să transportăm gunoiul ăla. Dacă vine mediu și îi pune primărie, se dispare gunoiul de acolo. Că e morman, cum o descălim. Ce facem? Plătim? Plătim. Da, tot eu nu, că eu sunt de marte consilier, nu m-ați aprobat bani, bani, pentru nu știu ce. Și cine nu s-a interesat, hai să fii tu pe de acolo. Okay, vă răspund eu la faptul că contractul de delegare pe salubritate are o clauză contractuală care obligatorie. În cadrul intrării sistemului integrat de gestionare a deșeurilor în vigoare, automat contractul de delegare cu UAT-ul pe care l-am făcut noi aici, pe o perioadă, să zicem, de 2 ani sau de 5 ani, se reziliază automat. Este o clauză în cadrul contractului. Și atunci, că durează căcâiala celor de la Consiliul Județean o lună, două sau cinci, noi avem asigurat serviciul respectiv în clauze contractuale legale. Și atunci ne poate da ANRSC-ul licența, atunci ne poate da autorizația de mediu și așa mai departe. Până atunci suntem în dubiu. Păi spunea, nu știm nici aproba, 4 miliarde, dar nu știu ce se probleme de lui. Pot participa. Deci, participa dacă nu ai licitație, dacă nu ai licență și autorizație de mediu. Deci tu trebuie să-ți obții licența și autorizația de mediu ca ulterior să pot participa. La autorizația de mediu. Dar și dotarea tehnică de dau banii, că mâine nu iau licitația, că vine Oradea cu firma ei care de 10 ori mai mare ca tine. Că cu dotările de ultima oră. Cât costă o mașină? Dacă vine Oradea, riscăm să se printeze pentru să se facă de bani. Cât costă o mașină pentru voi? O mașină de gunoi cu Euro 5, cât costă pentru capacitatea care a cerut-o dumneavoastră? 32.000 de euro, da. Există soluții să particip la licitație și fără să cumperi bilete. Se pot face niște probleme. Asta e cea mai mică problemă. Da, fost participat. Păi asta e chestiune de eligibilitate. Nu mă clipă, mă ascultați. Deci la pregătirea ofertei avem un mare, mare avantaj. Asta v-am explicat în cele 13 UAT-uri unde suntem acum. Adică la care ducem acum cu noi. Am început deja cu Măgeștiu și cu Aușeu să facem contracte individuale, adică din casă în casă, așa cum o să ceară acel sistem integrat de gestionare a deșeurilor. Dotarea tehnică o avem, cu pubele, cu tot ce trebuie, o să ne mai dotăm și înainte de licitații. Dar noi suntem cel mai aproape de acel deziderat că noi de la semnarea contractului prima zi putem să operăm. Nu poate să fie oferta mea mai mare, că bănuiesc că tariful va fi faptul care face diferența, mai mare tariful meu decât cel care vine din Oradea sau vine din Constanța sau din altă parte. Numai din pură asta, calcul matematic, că el mai trebuie să facă de la organizează până nu știu ce. Din cauza asta, sper, din toată inima, că cu dotarea minimală putem să o susținem. Am eu un exemplu la Cluj, pe care vin din Eu vă spun că interesul rezului, după cât eu cunosc eu de la Aventivor, este să se extindă aiază către Arad și Pânișoara, pentru că acolo salonul o să fie foarte avantajoasă pentru eu și eventualul de mulțumim, domnul director. Haideți că mai avem câte 13 puncte. Mulțumim. Dacă îmi permite să... Eu zic că discuțiile sunt constructive, că ne facem o imagine pe ceea ce există, că totuși răspunde pentru orașul ăsta. Și... Da, dar nu-mi place că se simt răspund din Consiliul Local. Nu. Unii îi jonglează și îi alții răspunde. La revedere! Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Alești pe anul 2017. Avizul comisiilor. Buget? Aviz favorabil. Urbanism? Aviz favorabil. Învățământ? Aviz favorabil. Juridic? Nefavorabil. Discuții dacă sunt? Da, eu aș vrea să fac câteva remarci vis-a-vis de ceea ce conține această rectificare bugetară.
În ceea ce privește cheltuielile pentru colegiul tehnic, au fost destule discuții și cam ce am spus în concluzia lor, voia să spun și aici, fără să știu că acolo există probleme de astea de contorizare, așa că nu mai revin la ele, că e destul de târziu. Dar avem aici două puncte care nu pot să fie de acord. Mi se pare că avem alte oportunități și urgențe mult mai mari decât auto-utilitară și statul. Și de ce spun treaba asta? Vreau să duc aminte că în Consiliul Local anul trecut s-a votat și s-a revotat anul ăsta pentru pietruirea două drumuri la Tinăut. Domnul primar a ținut să ne precizeze anul trecut că ei cu condiția existenței banilor în buget. Ele nu s-au pietruit și am terminat cu excedent, deci banii au fost, dar n-am vrut. Anul ăsta, mă rog, nu știu ce alte motive, să depune, să ne depune. Deci există deja hotărâri anterioare ale Consiliului Local, dar nu sunt puse în aplicare. Străzile în Aleș sunt proaste. Eu stau pe o stradă de 20 de ani, nu s-a făcut nimic în afară de cărpeli, curge apa pe stradă, deci chiești pe mare. Nu mai spun de altele. Deci suntem într-o zonă, mie mi se pare, aproape de ruralizare totală. Pentru că și pe celelalte străzi, dincolo de calitatea asfaltului, spațiile verzi nu există, se depozitează iureșa. Deci eu zic că avem multe alte priorități decât statuie. Care în discuție de la alte comisii, nu foarte... Asta am înțeles că se vede să lua în ideea celebrării centenarului, 100 de ani de la unii. Haideți să întâmpinăm ăia 100 de ani cu o calitate, că se tot discută până la partea de specialitate de creșterea calității vieții cetățenilor. Cred că vor fi mai interesați să aibă niște servicii de partea administrației publice locale adecvate decât să pune statuia lui Mihai Viteazu, care pe de altă parte nu știu ce legătură ar avea cu orașul Aleș, dacă tot discutăm despre... Este vorba de centenarul Mariului. Da. Că nu, aia cu statuie. Parcul din fața de cultură. Etichia de mărgăritar. Unde să amplasăm această statuie? Semn de respect. Vă rog frumos să dăm respect față de cetățeni, să pietruiți drumul din Tinăut către cimitir. Ne ocupăm și de ăla. Ocupați-vă de ăla în primul rând și după aia ne apucăm de statui. Să terminăm ce am stabilit că facem. Ne ocupăm și de ăla. Deci, astea sunt niște cheltuieli din punctul meu de vedere inutile. Iar auto-utilitară cu 45.000 de lei, să fiu scuzat, nu puteți să luați numai la mâna a doua. Eu nu sunt de principiu ca să investim în spule folosite. Ascultați. Suntem administrație locală și... Nici nu ne putem permite să dăm 40.000 de euro, iar, nici nu e, nu, iar nu noi în fiecare zi cerșim de la spital auto-utilitară sau de la... Sau de la salubri, ca să putem să ne aducem lemne, să putem să... Am pus muncitorii ăștia de la primărie în funcție, mai trebuie o creangă mai aici, în ăsta putem pune o cupă de balastă. Asta încercam să vă explic, că noi trebuie să punem ordine în oraș. Noi avem servicii publice pe care le concesionăm. Cu curățenie, întreținere spații verzi. Nu vă mai spun că acum nu de mult, Curtea de Conturi a zis la Sărăuri să dea la 60.000 că s-a suprapus cu socialul la curățat de spații verzi. Sau nu am curățat atâtea spații verzi cât avem. Deci hai să nu ne mai călcăm pe picioare și să plătim de două ori aceleași servicii. Odată ce noi am concesionat serviciile astea, la revedere, ne-am luat gândul de la ele și urmărim frumos când semnăm acolo de primire la serviciile efectuate, urmărim cum să efectuează serviciile alea. Lasă-o zmăului basculă. Ai de cărat o dată pe an niște lemne? Nu-i vorba de o dată pe an, 5 obiective. Domnul primar,
5 obiective la fiecare, că doar numai le-am schimbuit la verbele noastre, le-am schimbuit și sunt la sanator. La unul dintre licee au direct padoc, le puneți acolo. Au padoc direct acolo. La licee nu le-am dat lemne. Creșă, cămin, grădiniță. Încă o dată. Primărie, bibliotecă. Aceste servicii de transport, că nu le transportați la Oradea. Le transportați la și local. Puteți să le închiriați. Încă o dată, de acord cu Leontin, dacă chiar atât de mare e nevoia pentru căratul lemnelor și chiar atât de mult ne-ar costa să cărăm lemnele cu o autoutilitară și chiar, dacă chiar atât de mult e solicitată, de ce să iau o mașină deja folosită mai bine de jumătate din viața ei sau către sfârșitul vieții și să dau alții afară? Atunci am venit cu propunerea și cumpărăm una nouă, dacă chiar e atât de necesară. Dar eu vreau să văd... Degeaba merge pe distanță nici mașina asta. Domnul primar, eu vreau să văd în raportul ăla de necesitate, că spune, cât m-ar costa activitatea asta de transport și cât mă costă să cumpăr mașina asta pentru câți ani? Aia înseamnă referat de necesitate. Nu tabeluri din alea frumoase copiate de nu știu unde. Mie nu trebuie tabeluri, mie trebuie explicații. Serioase. Da. Analiză serioasă. Asta că am pus eu ochii pe o basculă și vreau să-mi cumpăr basculă. Da. Noi suntem societate de prestări servicii, suntem aici să deservim un interes local și trebuie să drămâim banii cum trebuie. Acum ce facem? Noi ne cumpărăm mașini. Să ce? Avem trei muncitori care bagă pe foc și acum mai facem și șoferi, îi facem și... Și de la ajutorul social, mai mergem acolo, mai dincolo, mai sus. Eu m-am mai spus și pe aia cu oameni, cu creangă. Lăsați creanga. Creanga, încă o dată, avem servicii, da, care le-am externalizat. Curățatul crengilor și din alea. Terminăm. Foarte, foarte greu. Dar încă o dată, ajungem să plătim de două ori același serviciu. Nu se poate așa ceva. Păi nu, că de-aia ne-o să discut de contru, că trebuie să ne dea banii mai buni. Domnul primar, încă o dată, terminați cu bătutul pe picioare între societatea care face curățenie și serviciul social. Da? Nu mai vreau să văd călcări de-astea pe vântături, pentru că inevitabil sunt servicii de două ori plătite. Nu sunt de două ori plătite, bine. Serviciile... Ce probabil, dacă e atât de mare necesitate la mașinăria asta, o cumpărăm nouă. Dacă nu, nu cumpărăm erablele nimănui ca să o dăm la fier vieții anul viitor sau la programul rabă. Nici gând. Și la spital s-o lua de 2 ani și foarte bună funcțională, o costat, nu știu, că 3-7 sau 4 ani. Aici nu sunteți la spital. Exact, și ei care lemnele de sus, la policlinică și la spitalul de jos, că pentru asta folosesc. E clar că necesitatea... Obligatoriu, că noi avem 5 obiective, ei au 2 obiective. Dacă vă uitați bine toată ziua, ba să ducem stânga, ba să ducem dreapta, ba duc drujba, ba trebuie să ducă frunze, ba... Nu, dar încercam să vă explic că nu e necesar să facă... Încercam să vă explic că, de exemplu, s-o răsturnat... Păi, dar aveți contract pentru spațiile aveți de întreținere. Domnul consilier, vreau să vă explic că s-a răsturnat bradul peste E60 și Borzu și Costa au fost acolo și au tăiat bradul și pompierii au venit peste o oră. Asta vreau să vă explic. Dacă aveați bascula... Dacă aveam bascula, puneam și lemnul sus și pornea circulația mai repede că cu o jumătate de oră. Iar dacă vreau dacă să faci economie la... Asta vreau să vă faceți. Pur și simplu, chiar nu prea zbuiți. Faceți o propunere de una bună, second hand, nu trebuie să fie una reală. Da. Dacă atâta de mare necesitate, păi hai să luăm o sculă bună. Da? O sculă dacă bună? Nu, dacă cu siguranță. Înseamnă că nu avem așa de mare necesitate și ne putem permite să plătim... Asta înseamnă că dacă nu-i nouă, nu avem nevoie de ea. Sau ce să înțeleg eu? Nu, e vorba de cât de multă activitate e pentru ea. Dacă nu e așa de mare, cumpărăm serviciul ăla de transport. Dacă e atât de important, cumpărăm una nouă. Da, să vedem licenția de unii servicii sau una nouă, rezultat pe același. Asta e pe calculație. Domnilor, mai așteptăm două licitații la salubri și poate n-am mergem cu autoutilitară. Utilitară. Haideți să discutăm și varianta aceasta. Că după cum e făcută strategia asta de asta, dacă vine compania de apă, salubrii nu se cacă. Deci mie mi se pare că sunt niște cheltuieli total în plus. Avem, slavă Domnului, unde băga banii, dăveam 5 excedente, nu unul. Am luat statuie și... Deci... Statuie pentru centenar.
Vis-a-vis de proiect, am o propunere domnul primar la punctul de la Alexandru Roman, unde mi se cer 20.000 pentru fază. Eu aș propune să îl regândim pentru o altă dată, pentru că suntem puși în fața statului împlinit. Și eu aș o permit să facă un contract cu o firmă de fază, ne având bani sau ne interesând. Și acum noi ar trebui, mai de mine, să sărim în sus, că... Ordinea e alta. Cu doamna directoare, în momentul respectiv. Există un contract care l-a rezigat. Da, e treaba dânsă că l-a rezigat. Asta nu, treaba mea. Pentru identitate. Păi, identitate înseamnă identitate. Eu nu pot să ridic mâna acum pentru niște bani că cineva așa a vrut să schimbe un contract. Trebuia să lase să meargă până în capăt contractul. Normal, trebuia să lase la fel de prost. Dar de unde știi mantale de fel? Dacă au spus că am făcut un contract cu bani mai puțin. N-ai fost atent într-o explicare. Am renunțat la un contract care era pe 15 lei pe oră și am încheiat un contract în baza unei licitații pe 13 lei pe oră. Dar bun, dacă nu am încheiat-o, știu care sau nu are bani. Dar oricum avea de plată omule, că avea un contract în vigoare. Dacă nu îl rezichi acolo, nu trebuia să-l plătesc. Dar eu sunt perfect de acord cu ce spuneți voi aici. Că e necesar, dar nu așa, în stilul ăsta. Nici bine nu-mi convine să apă și cimentul la nu știu ce instituții care stau acolo. Nu știam despre treaba asta. Dar, de exemplu, nu știu ce spune contractul respectiv. Bun, mai e de mine ceva. Legea ce spune cu privire la fel? Dar vreau să formulez cine poate face contractul respectiv cu firma de pară? Poate liceul direct sau trebuie primăria să-l facă? Deci, domnul președinte de ședință, dacă îmi permite să formulez un amendament în sensul renunțării la achiziția autoutilitară în valoare de 45.000 de lei și statuie orașul ales în valoare de 40.000 de lei și alocarea banilor pentru proiectele care deja au fost stabilite a se implementa, vă dau destinația drumurile pierduite în Crimeu. Vă rog să supuneți amendamentul aprobării Consiliului Local. Și atunci o să supunem prima dată la vot amendamentul făcut de colegul nostru. Cine este pentru colegul nostru, domnul Ciperă? Păi nu, dar am zis că nu v-am ce-a spus un amendament, că de-aia a precizat. Încă nu știu dacă l-a făcut. Domnul Vancea, nu? Ați făcut primul am atras, nu m-a arătat o discuție, numai domnul primar. Poate dânsul vrea să o să mai gândește, dar eu știu. Dânsul propus proiectul și dânsul dacă vrea să analizeze situația asta. Așa cum o analizăm și noi, partea noastră, dar puteți să o analizăm și al noastră, partea noastră. A mea cel puțin la noastră, mă scuz. Aveți posibilitatea să formulați direct un amendament, nu trebuie să hai să votăm la mamă. Atunci, repet, propun să votăm amendamentul cu colegul nostru Cipreu. Cine este pentru? Împotrivă? Așa, abține? Două. Atunci, eu propun să-l votăm în forma inițială și discutăm cu școala, eventual, putem o discuție, domnul consilier. Era contractul, oricum venea și ținea bani pentru acel contract. Asta trebuie înțeles. Era, și atunci era 21.000, nu era 20. Diferența între 13 și 15. Cum? De dai din mare vot să discutăm o chestie. Propun atunci să trecem la vot. Mulțumesc! Bun. Cine este pentru? Nu. Împotrivă? Abține? Abține. Nu. Pauză. Pauză. Ce pauză? Eu cu țigarea mai lungă. Da. Discuții, dacă sunt? La discuții este cam tot ale care o să le repetăm cu utilitarea și statuia. Pentru a la contentul, mai de ce n-are statuia cală? Ce?
Credeți sau știți? Nu știu ce. Voi mă trecut aceea? Nu, mă trebuie să ajută City Managerul. Montat și demontat. Era chiar curios. A fost mai la comisii. Dar și fost curios să știi și cam cât proporțional e din astea. Cât din costul ghirlandelor și cât e montatul și demontatul. Ca să nu avea surpriză că o fi ghirlandelor 5.000 și montatul și demontatul. Nu. Plus de montat și de montat. Nu vedeți? Da, plus, vreau să zic, dar cât deci de aveți ăsta și ghirlandele și montatul și anul ăsta sau și la anul? Când și la ghirlandele le aveți în proprietate. De și de montatul anul viitor. Nu, dar când e să clarificăm? Îmi scrie că până în 15 ianuarie. Nu anul viitor în 15 ianuarie, anul viitor de Crăciun. Nu, doar. N-avem separat. Da, am văzut lucruri. Am băgat așa. Mă gândesc că nu cine furnizează ghirlandele și montează, nu? Nu. Mă rog. Bun, dacă nu mai stau de discuții, se pune la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? 9. Împotrivă? 4. Abține? 4. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării de la primul local a obiectivului de investiții, construcție, cort, nou liceu, Gărâni Constantin Șerban Aleș, județul Bihor. Avizul comisiilor, buget. Favorabil. Urbanist. Favorabil. Învățământ. Aviz favorabil. Juridic. Nefavorabil. Discuții dacă sunt? Numai o singură precizare, aș vrea ca să, în continuare discuției de luna trecută, că înțeleg că domnul Dem a fost supărat că nu îl filmează presa când îi explic că domnul ce am votat în martie. Și este din ordinul 1851-2013, articolul 8 aliniatul 3, ordin care detaliază ordonanța privind PNDR-ul și ordonanțele astea. Și e așa. Categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin program sunt cheltuieli pentru obținerea și amenajarea teritoriului, studii de fezabilitate, documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren de specialitate, expertize tehnice și sau audit energetic, asistență tehnică, consultanță, taxe pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații, organizarea procedurilor de achiziție, activele corporale, cheltuieli conexe, comisioane, cote, taxe, costuri, credite, nu știu ce. Ca și explicație pentru diferența, adică pentru neconcordanța între diferența, a scăzut partea de finanțare de la bugetul de stat, dar partea de cofinanțare de la bugetul local a rămas aceeași cu ce s-a stabilit în martie, mi s-a spus că nu s-a ținut cont, că n-au s-a știut de... Bun. După ce terminat... Au făcut niște tunde sau scamatorii. Legislația era aceeași și atunci. Adică în momentul ăla trebuia ținut cont și de chestiunile astea. O parte din chestiunile astea, exact ce am zis și data trecută, îs raportare procentuală la cea de la cealaltă parte. Adică dacă acolo s-a diminuat și din coace trebuia să se diminueze. Eu înțeleg următorul lucru. Că noi trebuie să urmărim interesul orașului și de-aia trebuie să votăm aici pentru interesul orașului. Dar interesul orașului nu trebuie să fie o modalitate de șantaj la adresa Consiliului Local pentru felul în care cei care propun materialele înțeleg să-și facă treaba. Noi nu suntem puși aici să validăm anumite acte de incompetență. Că dacă s-ar fi modificat legislația între timp, da, avea o justificare de ce există acele diferențe. Deci, pentru mine, și repet, nu știu câta oară, e greu să accept felul în care este tratat acest Consiliu Local, nu eu. Acest Consiliu Local. Adică, astăzi, eu trebuie să mă gândesc dacă validez interesul orașului sau dacă validez acea indolență a celor care au pregătit materialul atunci
fără să-i nominalizez acum, pentru că oricum votează proștii, că e interesul orașului. Noi nu ne jucăm aici de primăria. Încă o dată, domnul primar, ați zis că aveți nu știu ce fișe de evaluare și așa. N-am văzut odată nicio fișă de evaluare și v-am propus, dom'le, dar faceți niște comisii să evaluați activitatea. Adică, dom'le, nu trebuie să amendați, nu trebuie să-i diminuați salariul din prima. Aveți și mustră. Aveți de, puteți să dați și o mustrare. Adică, repetat, să fac materiale, bătaie de joc și să pun să fie consiliul local. Nu pot să fiu șantajat cu acest interes al orașului ca să validez tot felul de prostii din astea. Încă o dată, legea e aceea. A fost aceea și atunci e aceea și acum. Nu s-a schimbat nimic. Eu sper că vă însușiți critica asta, dumneavoastră ca și conducător de instituție, și nu mai venim cu materiale din astea și vreau să văd măsuri împotriva celor care fac astfel de materiale. Nu se poate să răspundem la șantaje de genul acesta. Mulțumesc. Deci, stimate domn, nu a fost nicio indolență, din contră. S-au muncit și s-au câștigat 10 din cele 18 proiecte care le-ați declarat noastre ilegale la data respectivă. Le-am declarat că nu ați întocmit documentațiile cum trebuie. Nu trebuie ori ales să le câștigăm. Asta e foarte ciudat. Ați primit acele proiecte, nu la excepție, și a trebuit să completați documentațiile. N-am scos un cuvânt. Nu am scos niciun cuvânt când am scorbit. Nici eu nu am lăsat. Eu m-am lăsat să denaturați. Spuneți. Nu a fost nici o sumă variabilă. Pentru că atunci, într-adevăr, s-a omis, și asta mi-asum că s-a omis, acea cotă ISC, care este singura variabilă de acolo. Domnul primar, cota ISC... E să vedeți că-s diferențe, inclusiv la studiile, la... cum le zice, la... Sunt diferențe pentru dirigenție de șantier, la simplu nu au fost evaluate ca lumea, acele proiecte s-au întocmit sub presiunea timpului, pentru că trebuiau depuse exact la un termen oarecare. Și totuși, oamenii aia au muncit, nu-i putem numi indolenți. Domnul primar, ori muncit, ori mers, ori măsurat, ori făcut, ori greșit. Domnul primar, de fiecare dată urmează la PD-ul să aprobăm înapoi acești indicatori. Domnul primar, dar în fiecare lună avem astfel de greșeli dumneavoastră, nu vă puneți o problemă. La fiecare etapă urmează iar din nou aprobarea indicatorului și ei să pot schimba cadrul aceluiași capitol, să pot schimba. Domnul primar, e vorba de diferențe foarte mari. Acolo diferență de 3 ani. Exact aceeași diferență. Nu, diferența. Dacă punem ISC-ul, puneți pe 300.000, pune 0,6% și o să vedeți că este o diferență intimă de ordinul 1.000 de lei. Domnul primar, dacă mergem pe ordin de mărime, cu cât s-a diminuat contribuția de la bugetul de stat? Domnule, acest proiect avem 2, ceva la sută contribuția noastră primă. Avem finanțare de la bugetul ăsta 97% ca la fonduri europene. Domnul primar. Că dacă ați fi zis la celelalte unde era 10% sau 8%, nici n-aș fi spus nimic. Domnul primar, haideți să... Puteți să-mi spuneți orice ce. Eu susțin ceea ce am de susținut și oamenii au lucrat pe proiectele astea. 3.229.000. Am scăzut la 28 de lucruri astea. Da. Cât reprezintă acel 28 din ăsta procentual? 10% dacă o finanțare nu-i legată aia, mă, proiectarea se face la suprafață, omule. Și din coace, nu. Dirigenția se face la zi, măi, nu se face la... Dacă valoarea din ăsta a scăzut, trebuiau să scadă și asta. Doar cota ISC procent din valoarea aia. Inclusiv dirigenția de șantier.